Astăzi o să vă prezint tot ce am făcut eu și prietena mea Ana pe serverul nostru de Minecraft în seria Serverul Anei sezonul 7. De la a deveni sirene până la a ne bate cu roboți care vor să distrugă tot serverul și multe, multe alte nebunii. Așa că neapărat nu uitați să dați și voi un like și un subscribe ca să ne strângem 200.000 de burger pe canal și un follow pe Instagram dacă vreți să apareți chiar acum pe ecran și să vorbim mai multe și în privat. Eu vă las cu clipul. Vizionare plăcută. Ce zice Ana, ești acasă, neața? Ce faci? Îmi deschizi și mie ușa, ce faci, Ana? Da? Pot să intru? Hai că te mai întreb dacă pot. Nu știu ce te întreb de fiecare dată dacă pot să intru. Adică, pe bune, suntem like 4 oameni în tot orașul ăsta. Cred că pot să intru. Ce faci, Ana? Ce faci aici pe calculator? Hai că faci ceva. Te uiți pe desktop, ce faci? Stai degeaba. Ce zice Ana? Ce faci astăzi? Stau și eu. Cum îți mai este viața, Ana? Că am văzut că ai intrat acum pe server și sincer n-ai mai intrat de ceva timp, nu te-am mai văzut pe server. Nu prea bine. Mă simt nasol. Oulă, de ce te simți nasol? Gata, se simte Ana nasol. Bă, Ana, tu te simți nasol odată la o zi, nu știu. Mereu îți găsești un subiect să fii tu supărat. Păi te-am mințit cu ceva? Oh my god, cum adică m-ai mințit cu ceva? Adică vrei tu să-mi spui tu mie că ai intrat astăzi random pe server și te-ai decis că bă, l-am mințit cu ceva și nu te simți bine cu asta. L-am mințit cu ceva pe Luca și acum o să mă simt nasol, gen, voiam să stau. A, ai intrat așa ca să stai și te simți. Bă, dar ce s-a întâmplat, cu ce puteai să mă mint? Adică și eu te mai mint cu chestii, dar sper că nu e ceva foarte important, nu? Adică cu ce puteai să mă minți? Nimic, Luca, nu contează, nu mă simt deloc bine. Ok, dar știi, te-ar ajuta poate să-mi spui adevărul dacă m-ai mințit cu ceva, adică acum m-ai făcut și curios. Cu ce poți să mă minți atât de rău? Iar ai o bază secretă? Hai, spune-o că deja m-am obișnuit. Tu ai mereu baze secrete, iubiți secreți, hai, spune-mi despre ce e vorba. Ai un iubit nou și nu mi-ai spus de el, este? Acum nu mă simt în stare, spun altă. Hai că-mi spui altă dată, bă, trebuie să spui acum ca să te simți mai bine, Ana, pentru că dacă te simți prost că m-ai mințit, hai mă zi, e vorba de un gagic, nu? Ți-ai făcut și tu un iubit ceva și nu vrei să-mi spui acum. Hai, fii sinceră cu mine, nu? E ceva mai diferit și nu mai crede dacă ți-ai spune. Hai, uite, încearcă să-mi spui și o să vezi că te cred, Ana. Ce e? Despre ce e vorba? Ce s-a întâmplat atât de grav de mai mințit tu? Mamă, ce minciună mi-ai zis tu. O să mă iei la mișto? Zi, mă, despre ce e vorba, că mă faci să râd deja. Îți promit că nu o să te iau la mișto, Ana, dacă îmi spui. Deci îți promit eu, pe degețelul mic, că o să te cred, sigur. 100% sigur, Ana, deci chiar o să te cred orice mi-ai spune. Mă crezi 100%? Zi, mă, Ana, despre ce e vorba. Ești pregătit? Sunt 100% pregătit. Hai, spune odată, că deja mai plictisit. Sunt o sirenă. Da, ok, spune pe bune despre ce era vorba. Nu mă mai lua la mișto, că nu-mi plac chestiile astea. Deci eu ți-am spus că o să fiu serios cu tine și tu îmi spui acum că ești o sirenă. Ce sirenă ești, mă, tu? Cum adică ești o sirenă? Hai, lasă mișto, zi pe bune, da. Fără niciun mișto, zi despre ce era vorba. Dacă era vorba de trollul ăsta și de asta m-ai ținut până acum și n-ai vrut să-mi spui, chiar mă supăr. Îmi datorești și ești 4 de diamante că nu mă crezi? Tu te bă de aici, acum să te cred. Ia, arată-mi cum adică ești o sirenă. Ce înseamnă? Sirenele au coadă, tu n-ai coadă. Ai picioare, că ești om. Mereu am fost. Hai că mereu ai fost. Du-te bă, Ana, că am fost și la mare. Cum adică să fi fost mereu? Uite, deci tu că ai picioare, știi să înoți ca un om normal, te-am văzut cum înotai, cum adică? Nu e așa? Cum adică nu e așa? Poți să-ți văd picioarele, despre ce vorbești? Nu ai nicio coadă, ce sirenă ești tu? Sunt o sirenă, Luca? Hai bă, faci mișto. Du-te bă de aici, deci tu faci mișto de mine, doar că n-ai observat. Da, mă, eu n-am observat până acum că ai ascuns tu chestia asta. Deci tu mă iei la mișto și după aia zici că te super pe mine că nu te cred. Arată-mi tu cum ești tu o sirenă, dacă zici tu că ești sirenă și că de ce te iau eu la mișto? Păi nu, Luca, așa este. Arată-mi cum ești tu o sirenă, Ana. Hai, Ana, dovedește-mi cum ești tu o sirenă. Ia, hai să te văd. Deci unde mă duci? Mă duci la apă, ești în H2O, se face coadă, te transformi acolo și nu mai poți să te miști pe uscat. Unde te crezi aici, în sirenele, în seriale, în desene? Unde te crezi? Ești gata? Hai, Ana, lasă vrăjeala, arată-mi despre ce e vorba. Ea e o sirenă. Hai să te văd. Ia, merge pe apă, Ana. Hai, mă, arată-mi. Pe bune. Hai, zi o dată ca să terminăm o dată povestea asta, să mă lași în pace, nu? Hai, Ana, du-te. What? Ce a fost aia? Ana? De ce ai Ana, ce? Ana, du-te în apă. Ana, du-te un pic în apă. Ana, ce a fost What? Ce a fost chestia aia? Nu, vino cu ace, vino cu ace cu mine. Bă, vino cu ace. What? Bă, eu n-am nimic la picioare. Ce se întâmplă? Ia vino mă un pic. What? Bă, tu nu ai picioare când ești în apă. Nu poți să What? Tu chiar nu făceai mișto? Cum e posibil așa ceva? Te-am văzut de 1000 de ori cum înotai. Cum adică? What? Vino un pic în apă. Eu ți-am spus, vino în apă că acum m-ai făcut curios. What? Ia vino aici în fântână, nu te cred. Nu poți să Ia uite-o. Doamne, are coadă pe bune. Nu poți să cred așa ceva. What?
Ana e sirena, bă. Nu pot să cred la ce mă uit. Deci nu vine să... Bă, am rămas prost. Bă, fraților, ce se întâmplă? Ana e sirena. Uite-te și tu. What? Ana, poți să explici ce s-a întâmplat? Ți-a băgat hackerul un mod sau ceva și ești sirena dintr-o dată? De ce e coadă? Nu înțeleg. Sunt atât de confuz în secunda asta. Nu? Cum adică nu? Așa am fost mereu. Cum adică așa ai fost mereu? Du-te, bă, de aici. Cum să fi fost așa mereu? Te-am văzut de atâtea ori cum înotai și chestii de genul. Cum spui tu acum că așa ai fost o mereu sirenă? Du-te, bă, de aici, că n-ai cum să fi fost mereu sirenă. Bun, Luca, deci dacă nu mă crezi, o să-ți prezint un loc mai secret. Ce loc mai secret îmi prezinți tu? Un loc de sirene? Ce? O bază a sirenelor? Du-te, bă, de aici, baza sirenelor. What? Unde mă duci? Bă, sunt atât de confuz. Deci chiar am crezut că faci mișto de mine, dar tu ai coadă, ești nebun? Cum ai coadă? Deci tu spui că așa ai fost dintotdeauna, Ana, dar eu chiar te-am văzut cum înotai și efectiv nu aveai coadă de sirenă. Deci ceva se întâmplă. Uite-te și tu cum înoată ca sirena. Doamne ferește, prietena mea e o sirenă, ești nebun? Și ea îmi spune mie că eu nu... Bă, stai așa că eu nu mă mișc la fel de repede. Bă, stai așa că not mult mai încet ca tine. Stai ușor. Doamne ferește, până ajung eu. Bă, dar unde mă crezi aici? Mă crezi siren ca tine? Unde mă crezi că eu abia not? Mai sunt și gras. Hai că mă mișc eu până la baza ta secretă. Hai că mai ajung vreodată. Stai, bă, mai încet, n-auzi că abia mă mișc. Unde e baza asta? Aici e? Cine e bă ăsta? Peștică. Bă, ce se întâmplă, mă? Toate chestiile astea erau până aici. Bună, Ana, bine ai venit acasă. Cum adică acasă? Stai așa că nu mai pot să respir. Bine ai venit acasă, auzi ce zice peștică? What? Cum adică acasă, Ana? Ce casă e asta? E peștică? Da, e peștică care e acolo. What? Ce se întâmplă aici că nu mai înțeleg nimic? What? Oh my god, ce e bă locul ăsta? Ana, ce se întâmplă aici? Sunt foarte confuz și nu mai pot să respir. Oh my god, stai așa să iau gură de aer aici. Asta este baza sirenelor? E o bază de sirene? Doamne ferește. Baza de sirene, ești nebun? Doamne ferește. Păi nu pot să cred, bă, tu faci mișto de mine. Deci mie nici acum nu-mi vine să cred ce am în fața ochilor. Bana, de când e locul ăsta aici? Ce se întâmplă? Ai tu mare loc aici cu tot ce trebuie într-o bază cu... Mamă, ce comori are Ana. What, enchanted golden apple de când sunt sirenă? Bă, gata, scuze, gata, ia-l înapoi, lasă-l, bine, gata, ți-l dau înapoi. Eu și așa nu pot să respir pe aici, lasă-mă, bă, lasă-mă că mor, mă, neg. Oh my god, bă, ce faci, vrei să mă omori? Uite că eu nu pot să respir sub apă ca tine. Aoleu, ai grijă? Păi cum să am grijă dacă tu mă omori? Ah, da, mulțumesc că mi-ai aruncat asta, chiar apreciez. De cât timp e locul ăsta și de cât timp ești tu sirena atunci? De foarte mult timp. Hai, Bana, zic că acum te-ai născut tu sirena și că tu ești sirena dinainte să ne știm noi, doar că nu știai tu, da, mă, nu știam eu. Bana, eu nici măcar nu pot stau aici că mă nec. Păi chiar așa este. Du-te, bă, de aici, faci mișto. Și ăsta ce e? Frigider de gaming, ce e ăsta? Eu tu, Bana, ce are aici? Salate și cartofi de la Mac. Doamne ferește. Mă, ce mă baza asta de sirene? N-am mai văzut așa baza. Stai așa că mă nec. Oh my god. Aoleu, nici nu pot să stau ca lumea în baza asta, n-am văzut așa ceva. Doamne, așa e baza mea? Bă, du-te mă de aici, baza asta, nu știu, ceva se întâmplă, ceva ciudat se întâmplă aici. Cu mâncărică bună, hai că cu mâncărică bună și aici ce ai alte cum? Ce chestia asta? What, asta e un colier? Bă, ce e colierul ăsta, Ana, de aici? Stai așa, n-am mai văzut itemul ăsta Minecraft, dă-l încoace. Păi, care e faza cu el? Stai, lasă-mă un pic să văd care e faza, că eu nu am mai văzut colierul ăsta Minecraft. Care e faza cu colierul? What? Deci, n-am mai văzut chestia asta și văd că e al surorii mele. Aia surorii, du-te bă de aici. Ia, hai să pun și un pic colierul ăsta al surorii tale, să văd care e faza cu el. Deci un îmi stă bine cu el. What? Ce se întâmplă, bă? Am și eu dintr-o dată din ăsta. Ana, ai ceva să-mi spui? De ce am și eu coadă? De ce sunt și eu sirenă dintr-o dată că mi-am pus colierul ăsta al surorii tale? Ce se întâmplă? Oh my god, de ce sunt o sirenă? Luca sirenu. De ce sunt un siren? Dă-l jos. Uai, dacă-l dau jos, nu mai sunt. Da, mă, de la ăsta. What? Sunt atât de confuz în secunda asta. Ana, ce se întâmplă? Ai ceva de spus în apărarea ta? De ce sunt o sirenă? Nu-l mai pune că nu e bine. Ok, a venit momentul să-mi spui adevărul, Ana, că nu înțeleg nimic și observ că din cauza colierului se întâmplă asta și probabil și tu ai un colier la fel. Deci înseamnă că nu ești sirenă de când te-ai născut, pentru că știu sigur că te-am mai văzut în apă și fără să fii sirenă. Îmi plac sirenele. Păi și ok, și de ce ai spus că ai fost sirenă? Pentru că știam că n-avei cum să fi fost sirenă în tot timpul ăsta. Păi și cum ai, de unde ai găsit tu colierul ăsta sau ce ai? Până la urmă ești tu un colier, nu ca și mine. Păi am vorbit și eu cu hackerul. Oh my god, nu pot să cred. Să fac cumva să fiu sirenă. Ok, deci m-ai mințit cu toate chestiile astea și nu ești sirenă de 1000 de ani, cum ziceai tu. Bine, nu că te credeam sau ceva, dar deci real vorbind, de cât timp ești sirenă? Hai, spunem acum pe bune vorbind. 4 zile. Am înțeles. Deci Ana e sirenă de 4 zile. De 4 zile Ana are coadă de sirenă și poate fi sirenă și putea să mă facă și pe mine sirenă și probabil hackerul i-a dat colierul pentru mine.
pentru că uite cât de bine îmi stă și nici măcar n-ai vrut să-mi dai colierul ăla, nu, l-ai ținut doar pentru tine și hackerul probabil ți-a dat două ca să ai și pentru mine, pentru că el mereu e de treabă și mi-ar fi dat și mie. Mulțumesc, Ana, apreciez foarte mult. Doamne ferește, și pot să fiu și eu sirenă, ești nebun, și eu și Ana suntem sirene. Păi mă luai la mișto dacă îți spuneam, păi de ce stai eu la mișto, că e foarte șmecher să fii sirenă, ești nebun, uite cât de tare e, cum merg așa și cum înnot foarte, foarte repede, bă, chiar e tare, Luca Sirenu, Sirena Burger. Cum adică, nu poți să fii o sirenă burger, Ana, doar tu poți să fii o Ana Burger. Doamne, bă, vezi că e tare, adică nu mă așteptam să-mi placă așa mult, dar chiar îmi place și nici măcar nu trebuie să respir, adică poți să respiri sub apă direct. Bă, cât de tare e chestia asta. Haide după mine să vezi oceanul, ce tare este. Ok, asta sună destul de bine. Hai să mergem, Ana, dar pe unde e oceanul? Știi vreun ocean pe aici? Doamne, ce mișto e, nu pot să cred cum arată locul ăsta și să poți să vii așa, gen cum vrei tu și să nu-ți pe aici și să nu-ți faci griji că trebuie să respiri și chestii. Bă, cât de tare e ăsta. Bă, ar trebui să fiu sirenă mai des, ești nebun. Deci dacă îmi spuneai de chestia asta, Ana, chiar nu te luam la mișto dacă îmi spuneai că ai vorbit cu hackerul. Dar efectiv m-ai mințit și tu ai vrut să ții pentru tine, ești nebun. Și uite că de șmecher e să fii sirenă. Bă, sirenele nu sunt doar fete, ok? Pot să fiu și eu sirenă, am tot dreptul să fiu siren. Sunt destul de sigur de chestia asta, Ana. Zi tu, dar n-am dreptate. Adică am tot dreptul. Ia uite ce culegi, Ana, frunze din astea. Bă, ce faci, mă? Iei pentru salată, pentru acasă, ce faci? Iau pentru acasă, Luca. Ia uite-o pe Ana. Doamne ferește, dar ce faci, mă, cu a ta salată? Îți faci cea mai multă salată din lume. Doamne ferește. Eu cred că și burgerii poate să fie sireni. Asta ziceam și eu. Deci chiar mi se pare că mi se potrivește. Și uite cât de tare. Uite corabia asta scufundată aici. Deci pot să o lutez fără să-mi fac griji că o să rămân fără aer sau chestie genul. Dar pe unde se intră? Bă, Ana, stai și lasă-mă și pe mine. E prima mea zi de siren, da? Vreau și eu să văd. Ia uite, bă, nu era nimic aici. Bă, n-ai furat totul. Doamne. Mamă, și hartă de la comoară. Bă, deci chiar cred că e interesantă viața de sirenă. Ești nebun, uite-te și tu. Putem să facem o groază de prostii pe aici, dar n-am chef de comoara aia acum, sincer, că am căutat destul de multe comori și ca player normal. Vreau să mă plimb așa prin ocean să văd ce avem pe aici. Mamă, cât de tare e. Ia uite locul ăsta pe aici. Ana, vino un pic încoace. Vino puțin. Ce se întâmplă aici? De ce e o oaie de mare? De ce există o oaie de mare? Poți să-mi explici de ce există așa ceva? Be, bună, Ana, ce mai faci? Păi se mai plimbă pe aici. De ce te cunoaște oaia de mare? De ce există o oaie de mare care te cunoaște și știe cine ești? Sunt foarte, foarte, că mereu mai vorbim. Doamne ferești. Uite bine cum prieten. Ia uite, bă, mă introduci la prietena ta, oaia de mare. Salută, oaia de mare. Eu sunt Luca, sunt și eu un siren mai nou. Am devenit și eu sirenă de o oră sau ceva de genul și învăț să cum se mănâncă chestia asta, cu ce se mănâncă. Păi vezi că are un lucru care ți-ar plăcea. Ce lucru are care mi-ar plăcea? Oaia de mare? Ce are? Carne? Vrei să o tăiem, să o mâncăm pe oaia de mare? Bă, Ana, ce-i, mă, cu oaia de mare? Nu mai zi așa. Ești pregătit să vezi? Un loc foarte tare. Ok. Oaia de mare are un loc foarte tare? Unde e locul foarte tare? Ce? După mine, ok. Ok, păi și unde trebuie să... What? Ce se întâmplă? Bă, ce-s chestiile astea aici? Ce-i locul ăsta? What? Stai că sunt foarte confuz. Ce se întâmplă aici, Ana? Aici se scurg itemele jucătorilor. Adică itemele jucătorilor. Adică iteme pierdute în ocean. Tu de aici aveai toate diamantele alea și chestii... What? Oh my god, ce se întâmplă, bă, aici? Ce am luat? What? Am un cuțit de netherite, ești nebun? Asta mai trebuia în viață, să te tai cu cuțitul, Ana. Ce s-a mai găsit? What? Câte chestii rare. Și o porție de cartofi. Hai că mai sunt bune ăștia. Au fost în ocean, dar vai de capul lor. Am înțeles. Deci aici sunt gunoaiele jucătorilor. Mai avem niște aur așa. Mamă, încă un măr enchantat. Ești nebun? Am două mere enchantate. Bă, l-am aruncat. Stai așa că n-am vrut. Doamne, și 14 diamante. Ești nebun? Am găsit 14 diamante, Ana. Bă, tu ce faci? Arunci gunoiul aici în peștera asta? Ce e aici? Suntem bogați. Doamne, bă, cât de tare. Deci aici putem să găsim și foarte multe iteme și de astea. Mamă, du-te, bă, de aici că tu așa te-ai îmbogățit. Wow, hai că ești maker să fii sirenă. Ești nebun aici la lampă. Am înțeles, ești la lampă. Acolo se scurg toate nebuniile. Bă, vezi că e tare rău de tot. Bă, și oaia de mare. Nu cream că există așa ceva pe fundul oceanului. Bine, nici n-am mai notat până aici așa jos. Deci nu mă așteptam. Nu știam la ce să mă aștept. Dar totuși, habar n-am. Nu știu. Deci toate chestiile astea mi se par așa noi. Bana, tu ce faci? Tu distrugi oceanul de fiecare dată când vii aici și sapi toate chestiile astea. Se refac foarte repede. Am înțeles. Deci putem să furăm tot că se reface. Ok, Ana, ok. Ana nu-mi spune că te știi și cu delfinul ăsta pe care îl cheamă. Unde e Ana? Alo? Ana nu-mi spune că îl știi și pe Dan delfinul. Ah, ba da, Dan, ce faci? What? Bună, Ana, am mai găsit câte ceva pe fundul oceanului care mă gândeam că ți-ar plăcea. Uită-te și vezi. What? Ok, ai un delfin care îți dă chestii. What? Ce ți-a adus, mă? Sabie de diamant roz și o din asta, o căscuță din asta și un inel și un ananas
și o doză de Sprite? Ce se întâmplă, Ana? De ce delfinul ăsta ți aduce Sprite? Bă, ce se întâmplă că nu mai înțeleg? Sunt foarte, foarte confuz. Mulțumesc, Dan. Da, salut, Dan. Eu sunt Luca, de-aia nu mai poți tu de mine, am înțeles. Da, cred că doar dacă ești fată sirenă te bagă lumea în seamă pe ocean, pentru că până acum niciunul de-mi prieten. Sau? Dan, vrei să vorbești cu mine? Nu te cunosc, scuze. Cum adică nu mă cunoști, scuze? Dar pe Ana nici pe Ana nu o cunoște până acum 3 zile. De ce nu pot să fac niciun prieten pe ocean? Doamne, Luca Sirenu. Da, eu sunt Luca Sirenu, Dan, salut. Eu sunt drăguță, dar am aflat motivul, ești nebun. Păi și faci, bă, tu nu iei chestiile astea, ți le-a lăsat Dan, ia uite-o pe Ana. Doamne, bă, ce urât, bă. Dan, îmi pare rău, dar pe Ana văd că este nu prea e interesată, știi ce zic? Adică văd că de-aia nu mai poate ea, de ce i-ai adus tu, ba da. Dacă nu zicea nici măcar nu veneai să iei chestiile astea, ți le-a lăsat Dan aici. Nu mai zic nimic, Dan, vezi și tu ce prieten ai. Uite-te și tu, na. Uite, acum mă atacă pe mine. E, păi nu iau eu ăsta de la găsit acolo la lanternă 3-5 coace. Păi nu-ți dau eu cu cuțitul ăsta. Bă, gata, ok, glumeam. Hai acasă. De ce să mergem acasă? Că eu mă distrez pe aici. Vreau să văd ce mai e pe aici. Cum adică? Gata? Păi de ce gata? Vreau să mă mai plimb și eu pe aici, să văd ce mai e pe aici. Că nu e bine să stai mult. De ce nu e bine să stai mult? Hai zi, avem și coadă, n-avem ce să pățim. Uite și tu cum înotăm pe aici, că se înserează și vin creaturi nasoale. Cum adică creaturi nasoale? Adică creaturi nașpa pe aici. Este foarte periculos. Eu n-am văzut niciodată în ocean ceva super periculos. Bă, Ana, tu ce faci? Omor pești pe aici? Doamne ferește! Ăla s-a luat de Dan ieri. Da, mi se pare corect să îi omor pe aici. Deci, Ana, mă sperie forma ta de sirenă, n-o să mint. Dar, bă, chiar e frumos oceanul. Chiar trebuie să plecăm acum, nu putem să mai stăm puțin. Adică, chiar ești maker, da? Oh my god. Bă, dar vreau și să mai stau. Cât de rău poate să fie? Ce poate să întâmple pe aici? Ana, ce se întâmplă? Ana, tu vezi ce văd și eu? De ce sunt atâția? What, e armata? Bă, Ana, unde ești? Doamne ferește, bă, ce se întâmplă mai aici? Pleacă. Oh my god, ok, hai să plecăm de aici. Hai, mai știi pe unde e casa, Ana? Eu mă țin după tine. Hai. Mamă, pe unde? Nu m-am dus bine? Hai că mai ajungem acasă. Doamne, ce armata asta? Ok, cred că Ana avea dreptate. Cred că avea dreptate, Ana. Hai să-i dăm acasă. Hai că mă țin după tine. Doamne, cât am mai armata, frate. Bă, și s-a înserat deja? Oh my god, deja e seară, ești nebun? Mă crezi acum? Da, Ana, te cred. Unde ești că m-am pierdut? Hai acasă, gata, nu mai vreau. Hai acasă, dă-i că mă țin după tine. Mamă, ce se întâmplă, Ana? Mamă, i s-a făcut rău, Ana. Ana, hai repede acasă că deja e periculos. Nu te mai atinge de pești ăștia, nu știi că îți fac rău. Hai, dă-i repede, hai acasă. Lasă-mă salata, că ai destulă salată. Hai să mergem. Doamne ferește, și acum strică frunzele astea de salată pe aici. Am ajuns într-un final, gata, suntem acasă. Doamne, oh my god, ce a fost, bă, nebunia asta. Bă, Ana, deci chiar m-a traumatizat un pic oceanul. Adică eu credeam că e totul prietenos și frumos. Nu cream că putem să dăm de din aia ureți, ești nebun. Doamne ferește, nu e chiar așa. Da, cred că aveai dreptate. Doamne, bă, ce a fost chestia asta? Acum că s-a terminat cu totul, trebuie să faci un lucru. Ce mai trebuie să mai fac, Ana? Păi gata, că sunt și eu obosit. Hai să mergem la somn cu toții. Colierul Luca, ce cu el? Păi rămâne la mine ăsta, nu e al meu. Nu mi-a dat și mie hackerul 1, nu ți-a dat doar ție, că ăsta mi l-a dat mie, să zic eu 100%. Nu trebuie să mi-l dai. De ce să ți-l dau? Nu ești pregătit pentru asta. Du-te, bă, adică tu ești sirenă de 3 zile, dar tu ești pregătită pentru asta, dar eu nu sunt pregătit pentru asta, nu? Am înțeles, nu-ți dau, bă, nimic. Lasă-mă în pace, colierul meu. Tu l-ai pe al tău, eu l-am pe al meu și suntem amândoi sireni, ok? Pun vorba nasoală în ocean. E, na, păi și ce o să se întâmple? Pui tu vorba nasoală, dar cine ești tu, regina oceanului? Nu pot să mă duc și eu să not pe acolo. Bine, Luca, succes. Mă duc să dorm atunci. Bă, dar nu pune vorba nașpa, că tu te înțelegi bine cu mulți din ăia. Stai așa un pic. Bă, Ana, stai așa. Totuși, hai să nu fim așa nașpa, pe bune. Adică, totuși, o să mai fi siren. Păi, da, dar în momentul de față e mai bine să mi-l dai. Oh my god, ok, și să ne culcăm. Bine, ia-ți colierul, ok. Dar trebuie să mi-l mai dai și mie, că mai mergem în aventură din asta, pentru că chiar mi-a plăcut, ok. Noapte bună. Da, nu știu cum o să dorm după ce am văzut Itama. Da, tu poți să te duci direct la somn, ok. Doamne, ce-a fost, frate, nebunia asta de sirene? Bă, cine ar fi crezut că o să fiu o sirenă burger pentru o zi? Eu nu m-aș fi așteptat la toată nebunia asta, sincer. Dar, da, sincer, mă gândesc să mai fac aventuri din astea de sirenă, că mi-a plăcut destul de mult. Doar că trebuie să o conving pe Ana că sunt demn să fiu și eu sirenă. Așa că, nu știu, o să văd dacă pot să o conving sau să facem ceva de genul. Pentru că chiar mi se pare foarte, foarte interesant. Vreau să lăsați în comentarii să facem când mai punem mâna pe colierul ăla, pentru că sigur o să vreau să devin din nou sirenă, ok? Sau siren. Pot să-mi zic siren? Nu sunt sirenă, sunt un siren. Sunt un burger siren, ok? Așa că dați cu toții un like. Fraților, deci tocmai ce m-am trezit și eu mai devreme și am intrat aici pe server pentru că mi-a scris hackerul, prietenul meu hacker. Mi-a lăsat un mesaj pe Discord și mi-a zis: "Bă, intră pe server, ți-am lăsat acolo o carte în cutia poștală, e ceva tare rău de tot."
tot, nu zic mai multe, doar intră și vezi cu ochii tăi și sunt curios ce se mai întâmplă astăzi. Bă, ce mai putea să mai lase nebunul ăsta? Că de fiecare dată face câte o nebunie și nu știu, îmi dă un item nou, acum văd că nu e niciun item, văd că e doar un mesaj sau îmi spune ceva interesant, habar n-am. Hai să vedem ce are de spus prietenul meu hacker. Salut Luca, în ultimele zile am tot căutat să mai sparg ceva servere de Minecraft din plictiseală. Ok, omul meu din plictiseală sparge și el servere de Minecraft așa la plictiseală gen. Și am dat de un server care sunt sigur că ți-ar plăcea. Este al unui YouTuber cunoscut. What? Un server al unui YouTuber cunoscut. Ok, asta deja sună foarte, foarte interesant. Oricum, doar du-te la teleportator și bagă codul ăsta. Și mi-a lăsat aici un cod. Baftă, hackerul. What? Nu pot să cred. Deci codul ăsta, ia mă să copiem codul ăsta de aici. Deci mi-a lăsat el un cod și ca să mă duc la teleportator să... Ok, ok. Bun, deci ia ăsta cu mine, ia mă să mă duc să o anunț și pe Ana. Poate vrea și ea să vină. Un server cu un YouTuber cunoscut. Bă, Ana, ce faci? Ești acasă? Ce face Ana? Da, ce este? Păi s-a întâmplat ceva foarte, foarte șmecher. Ce faci Ana? Ai treabă acum? Dacă n-ai treabă, o să ai treabă pentru că am eu o treabă cu tine. N-ai treabă? Bun, perfect, fii atentă. Deci s-a întâmplat ceva foarte șmecher. Mi-a scris hackerul și mi-a lăsat biletul ăsta. Ok, și în biletul ăla spune pe scurt, da, voiam să ți-l arăt și ție. Pe scurt spune că a găsit un server al unui YouTuber și că putem să intrăm și noi pe el pentru că mi-a lăsat codul și că am putea să ne teleportăm cu teleportatorul. Mergem. Exact, deci astăzi ne așteaptă o aventură. Avem aici codul. Stai să-l mai iau o dată să mă asigur. Bun, deci am copiat codul și vreau să vii cu mine să vedem dacă chiar merge chestia asta sau dacă ne luăm țeapă. Acum nu știu, dacă e alt server probabil nu o să mai avem itemele pe care le avem acum oricum. Încerc să văd aici exact să bag și codul și du-te acolo la teleportator și hai să vedem dacă chiar merge chestia asta pentru că nu știu ce YouTuber, despre ce YouTuber e vorba și asta o să fie foarte interesant pentru că nu știm unde mergem efectiv Ana, deci chiar nu știm unde mergem. Bun, deci cred că e ok. Dacă mă uit eu la cod, cred că e la fel codul, nu? Da, cred că e ok ce am băgat eu aici Ana. Ok, deci fii atentă, trag de maneta asta 5 secunde și ne teleportăm. Știi care e faza, da? Ok Ana, hai să las chestia asta aici. Bun, deci ești pregătită? Mamă, chiar sunt curios. Deci noi mergem pe un server complet random, nici nu știm cine așteaptă acolo. Hai să vedem Ana. 3, 2, 1 și bun. Hai, 5, 4, 3, 2, 1, ține-te bine, Ana, let's go! What? Unde am ajuns? Ce bă locul ăsta? Ana? Ce server e ăsta? Unde suntem? N-am nici cea mai mică idee, dar ce se întâmplă? Bă, avem câte o barcă fiecare. De ce sunt două bărci aici ca să te duci pe insula asta care e gen la 2 cm lângă? Hai cu bărcuțele? Păi hai să vedem ce e aici, că uită-te și tu. Ce e toată chestia asta construită aici, că nu înțeleg. Deci asta ar trebui să fie serverul unui YouTuber, Ana, dar nu știu ce YouTuber. Asta este întrebarea. Ce căsuță frumoasă? Da, mă întreb. Oh, ok. Da, cred că am aflat al cărui YouTuber este. Da, nu deschide ușa, e ceva după ușa și nu trebuie să vedești. Explicați-mi ce căutați aici? Pink, ce cauți tu aici? Stai un pic, nu. Ce cauți tu aici și de ce sunt poze cu tine aici? Păi pentru că e casa mea acum, adică tu am voie să am poze cu mine. Păi, da. Sunt mulți oameni pe serverul ăsta și am pus fețele astea să știe că e casa mea, știi? Eu în momentul ăsta, Luca, lucrez la un nou server. Explică-mi tu în primul rând ce cauți aici, că nu e încă gata. Am găsit serverul ăsta, nu schimba subiectul. Tu ce cauți pe serverul ăsta? Păi ce caut eu pe serverul ăsta? Este, lucrez la un nou Mine City. La un nou Mine City? La un nou Mine City lucrez. Ia uite-l, Doamne, ferește. Am scaun de gamer cu unicorn. Da, poți să te pui la masă mea, Ana, de parcă, ce vrei să-ți dau de mâncare, că n-am. Mamă, dar chiar e sără, chiar n-are e nimic. E gol, e gol frigiderul. Cartofi? Da, cred că nu are cartofi. Ok, deci stai să înțeleg, deci eu am venit pe serverul ăsta random, nu m-a întrebat de unde știu. Ok, cum dar... ai venit pe serverul ăsta random? Ok, am primit un pont de la un prieten care se ocupă cu servere de Minecraft, mi-au da? Mi-au dat leak la server. Și mi-a zis să mă duc aici că o să găsesc un YouTuber, dar nu știam că te găsesc fix pe tine aici random. YouTuber, mult spus. Mult spus. Mă, ok, și asta este foarte, foarte ciudat, dar ok, arată-mi ce faci aici. Sunt foarte curios că am văzut Dita mai chestia și nu înțeleg ce e aici. E doar începutul, lasă aia, casa asta, asta e șmecheria mare. E vai de capul, e prima mea casă, bro, am făcut-o cu blocuri șmechere și mi-am pus laptopuri, vezi? Unul e de gaming și altul e de editat thumbnail-uri, știi, pentru YouTube. Am înțeles, păi
mă mut și eu cu Ana aici, putem să venim și noi aici, ne mutăm, gata. Deci nu mai plecăm după serverul ăsta. Nu, și nu avem. Păi și ce o să faci? Ne dai kick, ce faci? Ne dai bandă pe server? Nu, dar ideea e că dacă vreți, puteți să ajutați, că în momentul ăsta, dacă construiesc nou Mind City, îți dai seama, am nevoie de ajutor. Plus că am acolo și prima probă de la un concurs pe care vreau să-l organizez pe nou Mind City când o să-l deschidem. Și e mamă, o să vă placă ce am acolo. Mamă, ce emoloaică anime am la intrare, băi. What? Veniți încoace să vă arăt, da. Emoloaică anime. Auzi, exact. Și are Pink. What? Harta lui Pink. Bă, ce e mă ăsta? Vino încoace să vezi ce am făcut. Fata anime. Bă, anime, bună ziua, Pink Chan Uvu. Pink, ce e asta? E emoloica mea, anime. Doamne ferește, dacă am văzut așa ceva. Bă, tu ești nebun la cap, ce ți-ai făcut mă aici? Harta are, lui bă? Pink. Ia uite, oh, îi dă cu șutul, nu mai dă cu șutul în ea. Doamne ferește, ți-ai adus și prima gagică pe server. Și ce e chestia asta? Normal. De ce e capul tău peste tot, în primul rând? Pentru What? Că e parkour cu tematica I Hate Pink. Ideea este că dacă voi reușiți să terminați tot parcursul ăsta, că nu l-am testat încă, e destul de greuț. Okay. Ajungeți până la final, o să primiți un cadou secret, foarte secret, dacă stau să mă gândesc. Foarte secret, deci vrei să facem tot parcursul ăsta? Da, păi de ce aș face parcursul ăsta în primul rând? Pentru cadou super secret, n-ai auzi? Bă, eu nu fac niciun parcurs fără un burger, trebuie să-mi promiți măcar un burger, pentru că altfel burger. Nu pot să funcționez. Deci dacă ce vrei de facem, nu știu, ceva scump cu cheeseburger și extra carne și bun, pentru Ana cartofi prăjiți. La 18 Lounge, cam. Am cumpărat eu un burger de... Lasă-o așa, pace. Am cumpărat un burger cu Wagyu de la de 100 de lei. Băi, era bun, n-am de ce să... 100 de lei, gata. De lei, dacă îmi dai un burger de 100 de lei, îți fac parcurul, ești nebun, ți-l fac pe tot în 2 secunde. A, nu, Luana nu-i cumpăr, că e cam scump. Ce păi e vegetariană, ea e mănâncă cartofi. E vegetariană? Olo, vegetariană. Da, bă, trebuie n-ai să iei... de vitamina B12, tine, Ana. Trebuie să iei cartofi. Ești albă ca laptele, ești nebun ca varul. Vardă asta vreau eu să-mi dau pe pereți. Lasă-o, bă, nu-i mai da buliană, îi lasă-o pe pace. Ce treabă ai cu ea? Păi să se mai bronzeze, să mai mănânce și ea niște carne. Nu mai da. Deci, Pink, tu-mi promiți mie că dacă fac toată nebunia asta, mie un burger de 100 de lei. Tu ești chitros, nu o să dai tu 100 de lei pe un burger pentru mine. Da, dar eu mă bazez pe faptul că nu ajungi până la final. Dar dacă ajungi, o să am o altă surpriză în afară de surpriză. O altă surpriză? Surprize cu Andreea Marin. Dar ideea e că o să vezi despre ce este vorba dacă ajungi acolo. Dacă zic acum, o să trișezi și o să caut surpriza fără să fie ajuns acolo. Ok, am cu înțeles. Ce te uiți, mă, așa, păi mă, și... frumușico? Frumușico, te dai la Ana Banana? Doamne, mi-e rău, vomit. Bă, nu, în afară de pielea albă ca laptele, nu, nu e urâtă, dar... Ok, dar deci... nu e mai frumoasă ca tine. Apreciez, mulțumesc. M-ai făcut să rășesc acum, ok. Bine, dar Ana unde o să stea? O să stea cu tine? Ai tu grijă de ea? O las singură cu tine? Ce fac? Unde? O legăm de un gard. Nu, trebuie să facă și ea parcurul, că ea ce face? Șomează. Trebuie să facă și ea! Păi cu ea nu pot să-l fac, nu știu că pot să-l fac cu ea. Păi că ea e jale. Păi tu știi cum face Ana parcurul? E vai de capul ei. Ia să vedem. Da, oh my god, ok Pink, hai că mă bag să-l fac, ok, gata. Fii atent, deci îmi iau așa avânt, mamă, fii atent aici, merge fără, așa, bam. Fără să vă loviți. Păi n-ai specificat, fii atent Pink. Păi dacă vă loviți, bă, vă băgați singuri, bețe în roate, hai mă că e super simplu. Deci lasă-mă, bă, că mă intimidez că ești peste tot. Eu l-am făcut, dar nu l-am testat ca idee, eu am ajuns până aici din 3 secunde, nu știu cum să vă zic. Unde mă? A, da mă, în 5 secunde ai ajuns tu. Da, bro. Atent, na, poftim, am ajuns și eu, dar Ana nu o să ajungă, nu-i corect, trebuie să ajung și pe ea. Trebuie să, nu știu, să o împingi de la spate, mea. să sară. Hai, oh my god, am găsut acolo. Unde ajung? Bă, tot trișez, n-ai cum să ajungi acolo. Cum să ajung acolo? Bă, tu faci mișto de noi și noi nu putem să facem asta aici. Ana, deci, încet, Ana, ai grijă că e jale cu Pink, că văd că ne pune la d-astea și eu nu știu să sar pe aici. De fapt, știu, dar mă intimidez, că trebuie să mă gândesc, uite și tu, cade Ana pe aici, te văd pe tine, peste tot, pe jos. Șmecher rău. Poza asta. Bă, poza da, n-am ce zice, poza da. Ok, hai să vedem că am ajuns iar la faza asta. Bă, dacă ajung eu, se pune că a terminat și Ana, gata. Nu, trebuie să ajung. Cum bă să termini și Ana? Nu, am sărit prea repede, ce fraier sunt, doamne. Bă, dar tu ai făcut parcursul ăsta, nu știu că e posibil. E posibil măcar să sari acolo, păi că e greu. Asta zic că nu l-am testat, dar ar trebui să fie posibil. Am văzut chestii mult mai imposibile pe parcururile pe Minecraft. Uite și tu la Ana, săraca, că abia se Ana, descurcă. Ana e... Faci mișto. Au, nu mai
da, Miniana, tu de partea cu ești. Bă, dar trebuie să iei și iei cartofi prăjiți în valoare 200 de lei atunci. Bă, dar vezi că cartofii prăjiți nu sunt buni pentru tine. Păi pentru Ana, nu pentru mine. Ea e vegetariană și mănâncă cartofi prăjiți, like, păi, ai ideea de vegetarian? Păi da, că sunt cartofi, ai voie să mănânci dacă ești vegetarian, păi, nu? Păi știu, dar dacă mănânci cartofi prăjiți, ai o grămadă de mizerii în uleiul ăla. Păi ce vrei, mă? Uleiurile vegetale nu sunt bune, Luca. Nu! Aaa, nu! Bă, ultima, nu pot să cred, nu, așa ceva nu se poate. Oh my god. Ok, Pink, deci fii atent, dacă eu ajung acum acolo și Ana a ajuns până aici, care e mult pentru ea, și crede-mă că nu o să știe să facă astea, se pune și mă lași să se dau TP măcar acolo cu mine. Deci trebuie să se pună. Păi nu știe să facă pe de-astea, unde o crezi că ea? Păi se joacă nici de jumătate de an, nu se joacă, ea se joacă de câte... Bă, oh my god, deci ai și trolat-o. Ce-a făcut? Doamne, ai împins-o, nu-i corect ce ai făcut acolo. Am mângâit-o. Hai, că ai zis că dacă ajunge acolo îi dai TP. Ok. Oh my god, am ajuns aici, gata. Deci am voie, ai voie. Teleportează-o la mine acum, Pink. Acum o teleportez, acum. Bă, nu mă împinge de aici, să n-ai glume cu mine. Să n-ai glume cu mine. Am ajuns pe dreptate, pe dreptatea mea am ajuns aici și pe corectitudine, ajutor, vă rog. Uite-mă că am ajuns-o. Păi și aici ce trebuie să fac? Harta lui Pink, iar apare harta lui Pink. Aici e cu schema. A sărit la direct mine. A făcut o schemă care nu e, așa se face. Bă, nu așa, Ana, trebuie să sar de aici, de sus, nu mai știi cum aveam la Amna. Păi și unde e? Păi, i-a scos undeva în semnul ăsta e... Oh my god, faci mișto de noi. Ceva, sau poate... Bă, ce? What? Uite, bă! Ce, bă? Nu cred! Cum s-a dus ea? Oh my god, te-a bătut... Ah, ok, am împins-o. Bă, te-a bătut Ana, nu cred că și-a dat seama instant. Uite ce bune, bravo, bă, Ana, mamă. Gigi. Știe, bă, Ana, uită-te la ea, ia uite-o. Hai că mai faci acum. Mamă, ce avem aici, litra? Păi hai, Ana, trebuie să faci acum. Hai că eu m-am prins unde e, eu fac ușor, vreau să vă pana cum o face. Ia, a făcut, a făcut și ea. Bine, stai așa că fac și eu. Ia, ce a făcut, oh my god, te-am pins, Ana. M-am pins și t-a putat să-i tu acum. Și ce trebuie să facem acum, ne luăm elitra de aici? Ia aici. Mamă, dă și mie o elitra. Da, deci vă luați elitra, după care trebuie să treceți prin acadeaua aia care acadeaua este linsă de către cineva și acum e goală pe interior. Păi și după aia ce? Trecem prin aia și atât? După aia, fiți atenți, dacă reușiți să treceți, dar dintr-o încercare, tu nu știi, oh my god. Deci dacă treceți din prima încercare, prin acadeaua linsă, vă zic unde am eu o... ascunsă și nu o să vă zic exact unde, dar o să vă zic că este ascunsă pe undeva și o căutați, actually, că vă fac viața prea ușoară după. Ok, deci Ana, fii atentă, ca să activeze litra apeși de două ori space, uite, deci dacă apeși de două ori face așa și după aia trebuie să te uiți în sus și să dai click dreapta cu racheta în mână, ți-e o rachetă de acolo, ți-e luat și apasă de două ori space și dai, așa, eu te-o pe Ana, ce se duce, ești nebun și trebuie să treci prin aia. Uite așa, ușor. Oh my god, nu! Luca, ce stai, că n-am căzut, Păi stai așa, că o dau așa. Ium, direct. Gata, a reușit și Ana. Cea mai ușoară chestie, ia uite-mă cum am văzut. Păi și Ana are... Uite mă că a trecut și Ana, bine! A trecut și Ana, da. Bă, a trecut, n-ai ce zice. Wow, Pink, și ăsta a fost traseul tău, asta a fost așa greu, a fost cel mai ușor lucru din planeta Pământ. Ce-a făcut, mă, Ana? Cred că s-a împiedicat, Ana. What, a murit, Ana? Nu poți să ajutor? Unde e? Oh my god, unde e, Ana? Ce-a făcut, mă, Ana? Păi unde, e? Ia uite-o pe Ana cum vine, ca o floricică după ce a murit pe aici. Bă, Ana, oh my god. Să-ți dau asta, dar vezi și tu că sunt periculoase. Tu te-ai dat cu capul dacă de oaia. Da, mă rog, deci asta nu s-a pus, oricum am trecut prin ea. Și care e ultima provocare? Ai zis că ne mai spui tu ceva secret, că nu știu ce. Ultima provocare este să găsești baza mea secretă. Este baza secretă? Undeva. Da, exact. Okay. Și ideea e că bă, ce ți-am zis? Stai cu minte că stau acum unul și ne batem unul cu altul. Nu scuipa cu asta, aici. Bă, ce faceți, mă? Bă, că mă înțelegeți bine. Mi-aruncă astea, oh my god. Elitra și crapă săraca de aia. Okay. Ia-te-mi. Scuze, nenea. Deci, nenea, bă, ești destul de bătrân totuși. Da, și când am jucat atunci, nu ai zis că nenea. Păi acum s-a șmecherit, S-a a învățat și ea care e treaba pe Minecraft sau ce. Da, acum nu mai e impresionat. Înainte se uita la tine, îi plăcea de tine. Acum nu prea se mai uită. Îi place Luca, ascultă la Banana Song.
Hai că ascultă că îi dau două bucăți de n-o să mai audă bine. O să-i țin urechile vreo 2-3 săptămâni. Bă, da. Unde? Îi mai dau 2 minute până moare iară. Bun, da, probabil. Ideea e că eu am o bază secretă pe undeva. Acum dacă o găsiți, bine. Dacă nu, foarte bine. Deci ai o bază secretă pe undeva. Ok, uite, ceva acolo. Stai așa că mă uit și eu pe aici, pe nu undeva. Nu e nimic acolo. Deci unde, pe undeva, pe unde? Pe aici, pe lângă, pe unde, Luca? Da, uite. Uite, ce mi-arăt? Uite ce? Ce am văzut? Oia vrea să-ți arate ce, oaia asta. Ce, oaia asta? Da, e sub ce? În... Ia, what? Stai că se duce Ana, am văzut Ana ceva. Ce a văzut, mă, Ana, aici? Nu e, mă, nimic aici. Nu e nimic aici. Exact, nu e nimic aici. Bă, nu e nimic aici, Ana. Dacă zici, el n-are cum să fie aici. Sau... Asta, nu, asta dacă nu cumva să fie ceva aici unde scrie că nu e nimic. Oare? Asta a fost pusă să inducă în eroare, Luca. Doar nu crezi că aș face baza fixă aici. Nu sparge, bă, semnul ăla. Da, exact, gen, n-are... Bă, nu cred că e aici, Ana. Că dacă zice că nu e nimic aici, adică eu am încredere în Ping. Nu am mințit niciodată în viața lui, de exemplu. Exact, exact. De ce ar fi mințit acum, știi ce zic? Ok, lasă vrăjea la Ping. Hai, unde e aia? Bă, nu mai știu unde, unde a spart semnul. Bagă-te, Ana, și sparge. Bă, ia! Bă, nu mai că nu e. Ce se întâmplă aici? Opa, ce se întâmplă, doctore? Wow, Pink! Ia Pinkița! Wow! Pinkița în pace. Ia uitați aici calculatorul meu de gaming. E wow, diamante. De, e P de la Pink pe el și un T de la termin... Nu mai contează. Asta e un H, parcă e un PH, nu știu nu, ce. E un de la... Pink Hate, da. De la Hate Pink, exact. Da, 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 am invers. Înțeles. Bă, iau eu ce pisicuța, face, mă, nu lua bă pisicuța, lasi pisicuța în pace. Bă, uite câte diamante are Pink, mamă, Pink cu diamantele astea îmi cumpăr. 200 curi de diamante, cu astea îmi cumpăr singur burgerii, cred că. Bine, bă, că ți-l lasă înapoi, gata. Că... Nu cred că ar fi indicat să iei toate acele diamante, știi? Da, cred că o să le fur totuși. A, da? Da, ce să a, faci? Da? Bă, să ceri, bă, să-l inventar, gata, stai, ți le pună înapoi, gata. A, dar zbubui singur baza, ce faci? Ce, bă, îți iau patul, gata, patul pot să ți-l iau. Sunt cu renovările aici. Da, cred că nu, lasă, bă, ai luat jumătate de pat. Bă, nu știu ce s-a întâmplat. Am stricat patul. Ana vrea pisic, bă, ce se întâmplă aici? Ah, ok, gata, bă, s-a gata, dus, hai, s-a dus și baza, și cred că. Mi-a furat patul, mi-a furat hai, patul. Hai, Ana, vino cu acest sus cu patul. Stai așa că nu pot să ies, stai că îți fac eu, gata. Hai că e ieșire, ești nebun, azi ieși. Chiar v-ați bătut joc la faza asta, atât am să vă zic. Ok, Pink, deci oficial trebuie să ne dai un burger și foarte mulți cartofi prăjiți. Ana a plecat și cu patul tău din baza secretă. Da, asta nu convine, dar Luca, gen, eu cred că chiar putem să rezolvăm acei burgeri, ha? Ok. Ia de aici un face triplu cheeseburgerul. Triple scrie. Wow, triple cheeseburger. E, da, e triple, că e mamă, câtă tribal, carne. E tribal. Păi da, mă, dar asta e 100 de lei, că ăsta e mai ieftin de 100 de lei. Asta îl fac eu acasă cu 20 ia, de lei. Ia, mă, da, aici, ia ia uite, voi, a dat și cartofi. O să wow. Te îngrași ca văcuța, o să te faci Ana Banana de la... Bă, nu te mă lua de ea, nu știu că eu vreau să le zic la fete, așa, dă-i încoace. Așa, da, așa mai zici, așa mai merită, patru burgeri, îmi mai convine. Ok, Ping, mi-a făcut plăcere să fac afaceri cu tine, lasă-mă cu serverul tău că m-ai nebunit, ce să-ți mai spun, cu fata anime, cu... Fata, nu mănâncă fata anime de alea, gata, hai, fata anime mănâncă numai mâncări sănătoase și... Am înțeles. Da, poți să o blochezi acolo. E geloasă, Ana, cred că. E geloasă. S-a baricadat-o. Păi de ce ai baricadat-o? În loc să o baricadesc cu niște tineri. Oricum, eu voiam să vă zic o chestie. Mie îmi place că voi ați reușit atât de repede să săriți peste toată chestia asta. Mi-am dat seama că proba asta s-ar putea să fie cam ușoară, așa că o să vreau să le fac de la zero. Și o să vreau, dacă vreți, să puneți niște TNT-uri, uite așa. Okay. Gen să... Bă, dar nu le văd, sunt invizibile, sau? Da, nu știu. Ideea e că eu am niște moduri băgate și nu mi-am dat seama exact cum funcționează, dar... TNT invizibil, uite acum văd. Eu zbubui tot, Ping, dacă... Mai TNT-uri, hai că vreau să arăt o schemă lui Ana. Mă, ce faci, mă, cu Ana? Bă, ce faci, mă, e dat foc lui Ana? Ok. Am înțeles și cum apa asta. I-a plăcut lui Pink. Bă, a supraviețuit la explozii, s-a zis tot și a picat ca o piatră și avea și elitra. Bă, și putea să facă MLG, ești nebun. Putea, de ce n-ai făcut MLG, God. Nu cred. Da, deci cam asta a fost și cu harta ta, Ping, ne-a plăcut mai city-ul tău, cred că trebuie să faci totul de la zero. Trebuie să fac, dar nu contează că-l fac pe ăsta de la zero cu o probă mai interesantă.
Am înțeles. Păi când o să-l deschizi, ne chem și pe noi și ți-l facem și pe ăla și după aia o să-ți dai seama că noi le facem pe toate și că n-ai ce să schimbi, că oricum ți le facem pe toate. Deci, cred că noi invit pe Ana totuși. Cred că o să mă duc acasă dacă știu cum să mă întorc pe serverul nostru și nu știu unde e Ana. Da, nu știu ce să spun, Ana. Cred că ar trebui să mergem pe serverul nostru. Ultima oară știu că am mers cu un Golden Apple încântat. Gen, știu că dacă am mâncat un Golden Apple, parcă ne-a teleportat ultima oară. Chestia asta a mers. Aș încerca, m-a omorât. Păi și ce faci, băi? Strici casa, nu pic, ce faci? Nu, n-am omorât-o, e o căzătura a omorât-o. Păi exact, Ping nu ți-a făcut nimic. Exact, n-am făcut absolut nimic. Lasă-l în pace, nu mai strica. Hai bă, Ana, trebuie să mergem acasă, vino încoace. Vino încoace, Ana, că noi trebuie să mergem acasă, că l-am înnebunit pe Ping destul. Nu vezi că i-am luat și burgerii. Hai înapoi pe serverul nostru, că ne-a nebunit și Ping. Ping, ne mai vedem pe aici, nu știu ce să zic. Da, nu vă mai întoarceți, vă rog, dacă... Da, probabil o să ne întoarcem noi. Ok, Ana, hai, ia-mă de mână și hai să-i dăm cu asta. Lasă-mă cartofii, că ți-a dat ție, du-o, îmi iau-te-o pe Ana. Hai, vină-mi cu aceana. Bun, hai, pa, Pink, unde ești? Pa, hai că de-aia nu mai poate, Pink. Oh my god, voiam să zic și eu, pa, bine, hai, pa, Pink. Băi, fraților, eu am luat o decizie foarte importantă și voiam să o împărtășesc așa cu voi. Astăzi am simțit eu că este ziua în care vreau să devin sirenă. Da, ați auzit bine, ok? Știu că se spune triton sau ceva de genul, dar nu, eu sunt o sirenă. Astăzi o să devenim sirene, fraților. După cum bine știți, prietena mea Ana a făcut rost de niște coliere care îți dau abilitatea să devii sirenă sau triton sau, mă rog, îți dau coadă, gen. Ești ca o sirenă așa și poți să nu-ți liniștit, să respiri sub apă și mi-am dat seama că, bă, chestia asta e foarte șmecheră și vreau și eu să fiu sirenă ca prietena mea Ana, dar Ana mi-a zis, bă, tu nu poți să fii pentru că tu nu știi să fii responsabil, e o responsabilitate. Să fii sirenă sau triton sau nu știu ce. Știu că foarte multă lume s-a luat de mine că se spune triton. Da, ok, eu o să zic sirenă. Da, eu sunt sirenă. Așa că astăzi vreau să mă duc să vorbesc cu Ana și să-i spun, Bana, m-am decis, vreau să fiu responsabil, vreau și eu să fiu sirenă și vreau să văd ce părere o să aibă și dacă o să mă învețe și pe mine, că chică sunt chestii pe care eu nu le știu, nu știu ce. Bine, mă frate, hai să vedem dacă mă descurc. Mă duc chiar acum să văd ce face. Ia uite-o pe Ana ce face. Ea sare pe trambulină, n-are ce face. Ce faci, bă, Ana? Gata, lasă trambulina, că am venit aici cu chestii serioase de vorbit. Da, ce faci, Luca? Bine, Ana, am venit să-ți propun o chestie foarte, foarte importantă și am nevoie să mă asculți pentru că eu chiar vorbesc foarte serios. Se poate să te uiți la mine, măcar nici măcar nu vrei să te uiți la mine. Ana, m-am decis, astăzi vreau să devin sirenă. Vreau să fiu și o sirenă responsabilă ca și tine. Da, exact. Vreau să fiu ca... Ia, uite și tu de ce ai voie să fii sirenă? Vreau și eu să fiu un triton din ăla, cum se zice, că s-a luat toată lumea în comentarii de mine, m-au distrus băieții, mi-au zis: "Bă, tu nu ești sirenă." Ba da, eu sunt sirenă. Nu pot încă, Luca, ba da, Ana, simt că sunt pregătit. Ți-am spus că nu ești pregătit, ba da, nu. Vreau neapărat, m-am decis, astăzi vreau să fiu neapărat sirenă, triton, ce ești tu, ce sunt eu, habar n-am, dar vreau siren, da, eu vreau să fiu siren. Care e problema, Ana? Hai, spune-mi, deci, uite, nu ești pregătit. Ba da, sunt pregătit, știu că îi se zice triton. Haide, ba da, sunt gata, sunt foarte, foarte gata, vorbesc foarte serios, uite, știu să înnot efectiv gen ca om. Adică imaginează-ți dacă mi-ai da coada aia să o am mereu, uite-te, știu cum înnot așa, ca și om numai, deci efectiv sunt foarte, foarte rapid, Ana. Regele triton nu cred că ar zice că ești gata pentru... Bă, ce rege triton? Bă, Ana, faci mișto de mine deja. Hai, mă, fără niciun mișto, deci te rog eu frumos, chiar vreau, îmi doresc foarte, foarte mult chestia asta. Păi trebuie să treci prin niște probe, nu se pune problema, gata, trec prin niște probe, dacă chiar asta trebuie. Deși mie nu mi se pare corect că tu n-ai trecut prin nicio probă, tu ai primit colierul așa, pur și simplu. Vezi că sunt foarte grele, bă, nu e nimic prea greu pentru mine, Ana. Nu e nimic prea greu, deci sunt atât de rapid, uite, deci cum înot prin apa asta. Deci chiar o să mă descurc, crede-mă pe mine, pe cuvânt, sunt mai rapid. Hai că ești mai rapid, bă, tu ești triton sau sirenă, ce ești tu? Sunt mai rapidă, uite-te și tu, că nici măcar tu nu știi ce ești. Hai, Ana, vreau să mă înveți, spune-mi unde trebuie să mergem, ce trebuie să facem. Păi trebuie să mergem în ocean, bun, hai să mergem în ocean. Pe unde era? În partea aia era, unde mergem, ca să dai testele? Sau unde trebuie să mergem, ca să facem? Că așa face regele triton. What, așa face... Ce rege triton? Da, sunt foarte, foarte confuz. Ok, hai să mergem spre ocean atunci. Hai, sunt pregătiți, am spus. Unde am ajuns? Bun, Luca. Ok, deci e un chest aici și corabia și... Ok, ești pregătit? Da, sunt pregătit, Ana. Vreau să fiu siren. Trebuie să fii 100%. Bă, sunt 101%, Ana, nu 100%. Este ceva rapid. Ok, ceva rapid. Ok, ok, sigur. Bă, sunt pregătit, Ana, gata, lasă vrăjeala. Sunt gata. Ok, fii atent. Bun, sunt atent. Vezi corabia aceea? Da, văd acea corabie scufundată. Ok, ce trebuie să fac? Mă duc și eu îi fur toate diamantele de pe ea. Ok, asta facem. Ai 30 de secunde să
să iei un cartof pus acolo și să-l lași în chest. În chestul ăsta, de ce trebuie să mă duc acolo să iau cartoful și să-l pun în chestul ăsta, corect? Ok, nu sună atât de complicat. Ok, ok, în 30 de secunde, dar ca și sirenă, nu? Adică ca și siren, triton, nu? Fii atent că dacă ai picat s-a dus. Oh my god. Ok, ok, Ana, am înțeles ideea. Bă, sunt pregătit, Ana. Hai. 3. Bă, nu am colierul pe mine. Cum adică? Bă. Ah, ok, mulțumesc. Acum mi-l dai. Du-te. Gata, m-am dus. Oh my god, a început. 1 2 3. Ok, m-am dus. Ok, corabia 4 5. Bă, la tine cum trec, bă, secundele? Și unde ar trebui să fie la 7? Oh my god, asta nu e niciun cartof aici. Ana 10, nu-mi place ce se întâmplă aici. Cartoful. Doamne ferește, ia mă pune să aduc cartof din corabie, ești nebun? 15. Ok, 16. Ok. Ah, easy, mă, Ana, ce vorbești? Neacă la mă. Bă, ce 30, mă? Bă, stai mă așa. Bă, cum adică, bă, trișezi Ana, cum adică? Ai picat, nu zau bă niciun colie. Bă, n-ai voie să faci așa. Bravo. Păi ce faci? Te-ai mișcat bine? Normal că m-am mișcat bine. Oricum ăsta era cel mai ușor. E bine, mă, ce vrei? M-am mișcat. Uite aici cartoful, n-ai ce, dacă îl picai nu aveai nici măcar o șansă. Gata, Ana, deci ți-am făcut testul. N-ai ce zice să devii siren. Deci pe bune, uite-te și tu că eu cred că plec cu colierul ăsta și nu ți-l mai dau. Aie, sunt siren oficial deja. Nenea Tritonel, ești gata? Auzi ce mă întreabă. Bă, Ana, nu-ți mai dau bă nimic, gata. Nu mai fac nicio probă și not aici prin ocean. Cine o să mă oprească? Dacă vreau să not așa prin ocean, ce o să-mi face? E, păi cum adică e? Păi o să vezi. Bine, Ana, hai că o să fac testul doar ca să-ți arăt că eu chiar merit să fiu o sirenă, siren, triton. Ce sunt eu, ok? Păi o să vezi furtuna. Auzi, bă, da, chem furtuna pe mine. Bine, Ana, hai să trecem la da, a doua, dacă zici tu că mai ai chestii pregătite. Ok, hai că vin după tine. Unde ar trebui să mergem acum? Bă, ce frumos e pe aici cu coralii ăștia. Băi, deci vreau să fiu triton numai ca să pot să not pe aici cum vreau eu așa. Mamă, ce frumoasă e zona asta. Bă, e tare rău de tot aici, vreau să stau toată viața, ești nebun? Gata, Ana, not cât de repede pot. Doamne, ia uzi, bă, ce mă chestia asta aici? What? Ana, unde m-ai adus? Ce naiba se întâmplă aici? What? Efectiv mi-ai dat damage la creier. Nu mai înțeleg absolut nimic. Vino aici, ok. Nu ai voie să vezi totul. Ok, nu văd totul. Dar ce trebuie să fac aici? Adică m-am prins. Deci mă bagi la curs acum. Asta vrei să-mi spui tu mie. Este un traseu. Normal că e un traseu. Da, un traseu de sireni, am înțeles. Pe care tu trebuie să-l completezi de 3 ori. Ok. Păi îl completez în 3 minute. Bă, păi eu nu știu cât de mare e chestia asta. Poate durează mai mult. Deci știi tu sigur că poți să-l fac în 3 minute? Puneți cronometru. Oh my god, îmi pun și eu cronometru și când ești gata începem. Bă, deci chiar pot să fac asta în 3 minute, măcar l-ai testat înainte, da? Ok, da, nu știu cât de mare e, dar văd că acolo se întoarce. Mamă, ce e ăla, mă, tunele? Ok, gata, nu mă uit. Ok, este testat de regele Triton. Bă, ce rege Triton, mă, că m-ai nebunit tot clipul cu regele tău Triton. Hai că pun cronometru imediat. Ok, Ana, am pregătit cronometru. Deci poți să încep acum, pregătește-te. Deci când îl încep, odată ce trec de linia asta, fii atent, hai, sunt atent. Când tracul ăsta începe, de ce ai un pistol? De ce ai un pistol sub apă? 3, 2, 1, ok, gata. Oh my god, stai așa. Ok, gata. Doamne, deci ăsta e traseu. Bun, deci o luăm așa frumos. Eu presupun că trebuie să o iau prin cercurile astea. Ok, asta e o săgeată, nu trebuie să o iau pe aici. Trebuie să o iau prin ăsta, ok. Hai mă, Ana, că e ușor. Ok, m-am lovit de ăsta. Bun, nu contează. Ce mi-ai pregătit, mă? Bă, ce faci, mă, împici? N-ai voie să mă derutez la traseu. Ce chestie? Oh my god, ce e aici? Ana, ce ai făcut, bă, aici? Ok, da, traseu de sirene. Toate sirenele gen, da, nuată prin tunele și... ce șmea chiar arată, ăsta e un triton. Ok, Ana, sunt prea grasă în cap aici. Oh my god. Bă, ce ai făcut, mă, cu traseul ăsta? Trident, Luca? Da, un trident, pardon. Oh my god, stai așa, lasă-mă un pic, că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă aici, Ana. Ok, cât timp mai am? Cât timp? Deci deja a trecut un minut. Nu pot să cred, trebuie să fac sub un minut. Bro, trebuie să fac sub un minut. Stai așa că trece un minut și unii n-am terminat prima tură. Oh my god, Ana, ok. Gata. E ok, deci mai am 2 minute și 3 secunde. E perfect, e perfect. Hai, unul din 3. Ok, Ana, ok. Mă descurc. Ce zici tu, bă, că nu mă descurc? Că mă descurc super bine. Fii atent aici, că imediat bam, o iau pe aici. Deja l-am învățat, ești nebun? Mamă, ușor pe aici așa, easy. O iau pe așa, pe aici. Ok, bună, Ana, salut. Ce faci? Ia uite, o iau așa frumos. Bă, e prea ușor, mă, Ana. Ce vrei de la mine? E mult prea ușor. Uite, știu că l-am învățat. Deja sunt pregătit să fiu sirenă. Intră în apa, mă. Oh my god, am alunecat, îmi pare rău. Intră în apa mării și nu te teme. Mamă, numai asta era în comentarii la ultimul. Ana, ce e chestia asta? Ana, n-ai voie, nu mai am timp. Deci pe bune, chiar nu am timp. Oh my god. Ce faci, bă? Oh my god. Uită-te și tu ce-mi face, Ana. Oh my god, Ana. Ok, nu știu dacă mai am timp. Oficial, nu știu dacă mai am timp. Am înțeles, mulțumesc, Ana. Apreciez foarte mult că te gândești la mine. Uite cum a pus astea pe aici, bă, frate. Oh my god, Ana, e greu să fiu sirenă cu tine. Ești nebun? Mamă,
ce frumoși sunt peștii ăștia. Uite, mă, Ana, că mă întâmpină și peștii abia așteaptă să fiu și o sirenă ca tine. Unde ești, bă, Ana, că nu te mai văd? Ești prin... Oh my god, am ratat asta, nu cred. Nu cred. Ok, hai că sunt bine. 40 de secunde mai am. Ok, pot să fac asta. Ana. Stai liniștită. Mamă, dar te-ai chinuit la traseul ăsta, adică chiar te-ai băgat la creație, ești nebun. Oh my god, ok. Ok, o luăm așa. Ia, uite ce mi-a făcut. Mă, ce ai făcut, mă? Mi-ai făcut upgrade la astea? Ia, uite-o, Ana, ce face? Mă, tu faci mișto de mine. Oh my god. Ok, ok, ok. Mai am asta. Ok. Hai că pot. Pot să o fac. 20 de secunde. Mai am 20 de secunde. Ok. În orice secundă. Oh my god. În orice secundă 20 de secunde. Ok. Mamă. Uite-te și tu ce faci, Ana. Doamne ferește. Bă, 13 secunde. Ok, 13 secunde. 11, 10. Ok. Oh my god. Nu cred așa ceva. Oh! 6, 5. 4, mai am 3 secunde rămase, Ana. Doamne ferește. Păi ce-a fost chestia asta? Pă, la limită, tu faci mișto de mine. Ai început să editezi asta, măcar ai voie să faci chestia asta, că nu mi-ai zis că ai voie. Ai trecut la final, da, cum adică da? Oh my god, deci doar că asta nu știai. Am înțeles, ok. Băi, deci nu pot să cred, 3 secunde mai aveam rămase, fraților, 3 secunde. Ca să vedem dacă te scurci. Păi tu nu vezi ce sirenă sunt, deci n-ai ce zice. Dacă nici acum nu mă lași în momente critice, da, deci acum oficial pot să păstrez asta, dar eu uite-o pana cu mânoată și dansează, doamne. Ziana, am trecut testul, pot să mă declar și eu triton sirenă, 2 din 3 din test? Cum adică, mai e ceva din test? Oh my god, faci mișto de mine, Ana. Chiar mă iei la mișto, nu-i așa? Oh my god, ok, dar eu chiar, dacă m-am descurcat și la asta, nu știu ce poți să mai dai. Deci chiar nu știu ce poți să îmi mai dai să fac sub apă. Efectiv, ți-am făcut și traseul ăsta așa printr-un bloc. Uite-te și tu ce sirenă sunt. N-ai ce zice. Ok, unde e următoarea probă, Ana, zi? Haide după mine. Hai după tine, Ana. Ok, deci deja eu zic că mă descurc prea bine. Nu mai trebuie să mai dai nicio probă, Ana, dar ți-am spus că o să le dovedesc pe toate. Hai să o vedem și pe aia ultima, dacă ești așa șmecheră. Am ajuns, ești pregătit? De ce sunt pregătit? Că nici măcar nu mi-ai spus ce facem aici. De ce ți-a mai monumentul? Ce trebuie? Nu intra, gata, nu intru. Scuze, șefa, gata. Zi, ce trebuie să mai fac la acest challenge? Hai, Ana, că vreau să devin sirenă. Deci eu deja ai văzut că sunt pregătit. Nu înțeleg de ce mai dai tu teste și nebunii. Deci în acest monument, ok, în acest monument sunt 5 diamante. Ok, 5 diamante, cam sărăcie dacă mă întrebi acest monument, dar mă rog, tu trebuie în 5 minute să mi le aduci. Dacă nu le aduci, ai picat testul. Auzi ce-mi zice? Hai, mă, Ana, că mă descurc, o să le aduc imediat. Iar trebuie să pun cronometru, ai 1 minut per diamant, am înțeles. Deci la fiecare diamant, dacă stau cât un minut, e bine. Pregătește cronometru. Am înțeles. Dar de unde trebuie să încep? De aici, de la început sau de unde? Da, ok, deci aici stau. Ok, îmi spui tu când pregătește cronometru. Hai că l-am pregătit, Ziana, sunt pregătit. Și când auzi sunetul, începi. Hai. 3, 2, 1 și hai. Bine, am început, Ana, am dat drumul și la cronometru. 5 minute ai spus. Ok, 5 minute. Ușor, deci 5 diamante mi-ai spus tu că îți dorești. Ce e aici? Oare pe aici să fie aceste 5 diamante? Hai să vedem. Ok, un monument. Nu e atât de greu să găsești diamante într-un monument, presupun, adică este un monument totuși și deja n-am găsit niciun diamant și e ok, mai am timp, mai am. Mamă, dar câtă clădire, ești nebun? Te-am pierdut? E, păi ce să-ți fac dacă sunt rapid? Bă, dar nu găsesc niciun diamant pe aici, Ana. Nu prea-mi place ce se întâmplă aici. Băi, Ana, de ce e prea greu? De ce efectiv a trecut primul minut și n-am găsit nimic? Opa, ce faci? Păi nu știu, că a trecut un minut și n-am găsit, nu te descurci? Bă, nu faci mișto de mine că o să le găsesc. Dar nu înțeleg, tu nu ai pus pe aici, pe unde le-ai pus, pe la spawn, pe acolo? Nici nu mai știu cum să mă întorc înapoi. Oh my god, ok. Cred că o să fie mai greu decât credeam. Chiar e destul de grea provocarea asta. Și e și de noroc, frate. Adică ține de noroc. Eu de unde ar trebui să știu unde e ăla? Băi, deci nu pot să cred cum nu pot să găsesc nimic. Ai ajuns să... Ok, un diamant, Ana. A trecut un minut jumate, dar nu contează. Am găsit un diamant. E bine, am un diamant. Ok, nu, de acolo am venit. Ok, nu de acolo. Stai așa, unde era, mă? Aici e startul, mă? Pe aici am venit. Uite-te și tu, era un chest cu un diamant fix la început și nu l-am văzut. Nu pot să cred așa ceva. Ok, să ne... Oh my god, cât de bun sunt, Ana. Deja am găsit 3 diamante. Deci uite-te și tu, mi le-ai pus atât de aproape de spawn și eu m-am dus super departe efectiv după ele. Și acum nu știu cum mai găsesc pe aici. Deci dacă tot pe aici le-ai pus, dar nu cred că le-ai mai pus pe aici. Deci efectiv, ceva, mamă, ce am crezut că e ceva acolo. Cream că mi-ai făcut o țeapă din asta. Bă, mai am 3 minute, Ana. Hai că e ușor. Deci chiar îți găsesc în 3 minute încă 2 diamante, încă pot. Hai bă, că pe bune că pot. Adică chiar e o lejer, dar pe aici nu văd că n-ai pus nimic, frate. Pa, ce așa, mamă, ce frumoasă e coada asta. Deci îmi stă prea bine cu coada. Doamne. Astea sunt cele mai grele. Oh my god. Ok, pe aici ceva, nimic. Bă, nu pot să cred. De ce am ajuns în aceeași zonă? Cred că am mai fost pe aici mai devreme. Bă, de ce mă duc în aceleași locuri? Deci zici că sunt cele mai
mai mare NPC din lume, ești nebun? Oh my god, nu pot să cred, nu-mi zic că nu le găsesc, că nebunesc. Deci înnebunesc, mai ai puțin? Bă, mai am tic-tac, hai Tatiana, mai am 2 minute, mai am 2 minute, îmi ajung, dar mă învârt în cer, cred că mă învârt în cer. Lasă-mă, Ana, nu mai scrie pe chat că am anxietate, efectiv, am anxietate. Deci nu găsesc absolut nimic, înnebunesc, Ana, efectiv. Oh, nu pot să cred, mi l-ai pus și în item frame? Bă, unde a plecat, mă, 4? Deci am 4, Ana, am 4, mai am 1 minut jumate să mai găsesc încă unul. Am găsit 4, uite-te și tu cum mi l-a pus în item frame, ești nebun? Pe aici e ceva? Hai că e, mamă, cum era să-l ascundă pe aici. Bă, unde la, mai e puțin? Lasă-mă, Ana, lasă-mă că nu pot să cred, ultimul, gata, Ana. Oh my god, mai am 1 minut, trebuie să mă și întorc la tine, presupun, nu? Trebuie să mă și... Bă, tu unde ești, mă? Bă, stai așa, noi nu trebuie să ieșim. Ah, aici era ieșirea, lol. Oh my god, gata, Ana, uite-le. Ah, păi stai, mă, tu fugi de mine acum? N-ai voie să fugi, gata, uite-le. Trebuie să mă atingi, te-am atins, gata. Păi n-ai ce să... Ci că minți, uite, mă, că te-am atins, uite-ți diamantele, Ana. 5 diamante, ia și numărele acolo, bravo, Luca. N-ai ce zici, Ana, efectiv, am făcut și proba asta. Dacă eu nu sunt cel mai siren pe care l-ai văzut tu și mi-a rămas și 1 minut și ceva, unde ești, bana, că te-am pierdut? Haide după mine repede, gata, vin, dar unde merge? Ne urcăm pe templu, ce? What? Ce locul ăsta? Cum n-am observat toate astea până acum? Și de ce e un chest aici? Ana, ce ar trebui să facem aici, gen? Ai promovat, Luca? Eu așa cred. Cum adică? Rămâne de văzut ce zice regele Triton, înțelegi? Regele Triton... what? Ana, cred că a venit regele Triton. What? Salut? Bă, nu pot să cred că există un rege Triton, pe bune. Cream că faci mișto, ba da? Bună ziua, sărumâna, cred? Salut, Luca, mă bucur să te întâlnesc în sfârșit. Ți-am urmărit toate probele și trebuie să-ți recunosc. Sunt impresionat. What? El este... Bă, nu pot să cred că e pe bune regele Triton. Da, mulțumesc foarte mult, nu știu, nu prea știu ce să zic, adică eu cred că prietena mea n-a face mișto și că nu există un rege Triton pe bune care, na, se ocupă și decide cine e Triton și cine e pe sirenă și, ok, da, normal că există, eu decid cine devine Triton și trebuie să zic că m-a impresionat. Oficial ești Triton, ai în chest tot ce ai nevoie, dacă ai vreo întrebare, mă găsești peste tot. What? Peste tot? La ce se referă? Cum adică îl găsești peste tot? Adică el e mereu aici? Cum adică? What? Ana, nu mai e aici, efectiv nu mai e aici, dar mi-a lăsat un trident care e foarte șmecher și un cheeseburger. Bă, omul ăsta chiar mă cunoște destul de bine, aparent, știu, am văzut cum a plecat. Cum adică ai văzut cum a plecat? Eu, bă, a plecat într-o secundă, cum adică? Eu am primit căscuță. Am înțeles, da, e drăguță, da, ce să zic. Dar uite-te la ăsta, ești nebun. Oh my god, unde l-am aruncat? Bă, la mai vine înapoi? Oh my god, vine și înapoi. Ana, cred că e cea mai șmecheră chestie pe care am văzut-o eu vreodată. Normal că trebuia să te lovesc pe tine, ești nebun. Trebuia, n-aveam cum. Bă, te terorizez cu ăsta, Ana, treci încoace, vino încoa. Mamă, să vezi ce ne jucăm acum prin apă. Bă, Ana, tu-ți dai seama, sunt sirenă, oficial sunt siren. N-ai ce să mai spui acum, nu mai poți să te mai dai mare că numai tu ești. Gata, putem să notăm liniștiți. Hai înapoi la coral, că mi-au plăcut rău de tot coral. Deci vreau să mă joc cu tine, să arunc cu ăsta după tine toată ziua și să not prin coral. Se poate? Asta este toată activitatea pe care... Ia uite ce fuge. Ia vino, bă, încoa, unde crezi că fugi? Treci încoace înapoi. Vino, bă, că dacă îți dau un trident din ăsta, mama, Ana, dacă îți dau un... Încă 9 zi pe serverul Anei. Mă întreb dacă am ceva de mâncare în frigider și te rog, spune-mi că de data asta am ceva de mâncare, că nu mi-aduc aminte să fi cumpărat mâncare. Da, am rămas cu niște parizer și niște pâine și o apă și cam atât. În rest, mai am niște dulciuri. Bă, deci m-am săturat. Mănânc de câteva zile numai parizer pe pâine că nu am bani, frate. Și de fiecare dată sper să deschid frigiderul și să găsesc ceva de mâncare, dar mereu e același lucru și rămân și fără parizer. Deci trebuie să mă duc să fac rost de niște diamante că e jale efectiv. Și dau cu apă așa și sper să mă țină de foame. Ești nebun, Doamne. De ziua asta a început interesant. Stai un pic, ce chestia asta? Bă, eu n-am comandat nimic. Deci e un pachet aici și scrie fragil pe el. Deci, da, am un pachet aici, dar chiar nu mi-aduc aminte să fi comandat nimic. Oare să-l fie al Anei și efectiv să mi-l fi adus la adresa greșită sau al lui Gigel? Bă, eu nu mi-aduc aminte să fi comandat nimic, mai ales ceva fragil. Ce poate să fie ceva fragil? Adică ce mi-am luat? Farfurii? Un animal? Ce poate să fie fragil? Bă, nu știu dacă ar trebui să-l deschid, ar trebui să mă duc să întreb pe Ana, poate e al ei. Bă, nu știu, sunt puțin curios. Adică poate totuși am comandat ceva și nu mi-aduc aminte. Adică poate chiar e pachetul meu, habar n-am. Ar trebui să-l deschid, cred că o să-l deschid și o să sper că e al meu, cred. Nu știu, nu mi-aduc aminte să fi comandat ceva, dar hai să vedem, habar n-am. Ok, chestia asta clar n-am comandat-o. Cine ești? Andy 44. Bă, tu ești gen robot, om, jumate robot, jumate. Deci sunt foarte, foarte confuz. Clar asta nu am comandat eu. Deci 100% sigur n-am comandat
dat așa ceva. Quest, iubește-o pe Ana, inițiere, status, iubire, încercare. Ok, sunt foarte, foarte confuz. Deci e un robot care vrea să o iubească pe Ana la ușa mea, adus într-un pachet. Ana neidentificată, inițiere, mod distrugere. Domnule robot, mă duc chiar acum și ți-o aduc pe Ana, ok? Mă duc și vorbesc cu ea, e aici, e doar că nu era acasă. Adică ți-o aduc eu, ok? Nu te distruge pe aici în fața casei mele, ok? Ok, mod distrugere anulat. Bă, nu pot să cred că a mers chestia asta. Ok, deci apare, mă înțelege ce zic. Ok, robot, Andy, ceva, chestie. Mă duc chiar acum și ți-o aduc pana. Nu te distruge în fața casei sau nu face nimic, ok? Rămâi aici și revin imediat. Ana, ce faci? Bine. Ok, tu ce faci? Și eu tot bine. Am o întrebare. Ce faci mai exact? Aștept un colet. Deci aștepți... Ai un pachet care trebuie să-ți fie livrat cumva astăzi sau ceva de genul? Mi-am comandat ceva tare rău. Da, de ce? Da, nu știu cum să-ți spun, Ana, dar cred că s-au încurcat adresele puțin. Și poți să te întrebi mai multe despre pachetul tău de astăzi? Gen, ce ai comandat mai exact? Adică, cumva ai comandat un om viu sau un om robot sau ceva? E ceva confidențial? De unde știi? Da, s-ar putea să fie în fața casei mele și zicea că o să se autodistrugă, gen, dacă nu o vede pe Ana, deci ar trebui să cam te grăbești. Nu există, ok, vino cu ace. Ce este chestia aia, Ana? Poți să-mi explici și mie de ce este un robot în fața casei? A ajuns. What? Ce e asta? Ce e chestia asta? Andy? Ok, da, îl cheamă Andy, într-adevăr. Ia, încărcare, recunoaștere facială, Ana Banana, verificare completată, bună iubire. What? I-a zis bună iubire? Bă, stai că nu mai înțeleg ce se întâmplă. Ana, poți să-mi explici ce se întâmplă mai exact aici? Ce este, Luca? Păi, ce e coletul tău? De ce a venit într-o cutie? Gen, omul efectiv sau robotul sau ce ăsta a venit într-o cutie? Păi, nu-ți zic? Cum adică nu-mi spui? Păi, ce? Ți-a spus bună iubire și zicea ceva de iubire și chestii. Mi-am comandat un iubit. Cum adică ți-ai comandat un iubit de pe un site? E legal măcar să faci chestia asta? Uite așa. Da, ți-ai comandat și tu un iubit de pe un site, gen, mi se pare ok. What? Păi și ce vrei să faci cu el? Era la reducere? What? Există chestia asta? Poți să-ți comanzi, gen... Dar ăsta nu e un om, e gen robot, e jumătate robot. Nu înțeleg, ar trebui să fie om, dar gen robot deghizat în om? Sau ceva, vrei să ții... Nu, de ce aș vrea să-mi iau un iubit de pe un site, Ana? N-am nevoie de un iubit și nici iubită, nimic n-am nevoie. De ce ți-ai fi comandat așa ceva? Adică e efectiv un robot, nici măcar nu e un om, nici măcar nu e real. Uite-te, știu că e efectiv un NPC, un prieten, mergi la pescuit cu el că poți să ții ce vrei. Nu am nevoie de prietenii, Ana, că te am pe tine, din păcate. Da, nu știu ce să spun despre achiziția ta. Ana, nu te simți cam singuratică în ultimul timp? Adică puteai să-mi zici să ne jucăm ceva sau să facem ceva? Nu era nevoie să-ți comanzi un iubit efectiv. Ce părere ai de el? N-am nicio... Ce părere pot să am de el? Ce facem astăzi, iubito? Auzi ce te întreabă, Ana? Na, ce facem astăzi? Păi uite. Oh my god, doamne, stăm cu Luca. Da, salut, Andy. Am văzut că poți să mă vezi, gen, știi cine sunt și înțelegi ce zic. Eu sunt Luca și sunt prietenul Anei și da, uite, Luca este prietenul meu, este foarte de treabă și tare, e mișto rău, deci uite și Ana zice că sunt foarte de treabă. Tu ai fost gen expediat la mine acasă, gen din greșeală, trebuia să fie acolo la casa Anei, dar da, și îmi plac burgerii, da, poți să iei și să plouă cu burgeri, desigur, dar da, încântat de cunoștință, bă, poate să facă cunoștință cu mine, gen, știe, nu, ce se întâmplă, adică cred că e robot din ăla deștept. Prieten cu Ana egal inamic, inițiere modul de luptă, 99%. What? Ce înseamnă chestia asta? Wow, nu pot să cred așa ceva. Deci efectiv m-a omorât. Deci m-a bubuit instant. Doamne ferește, și eu cream că nici măcar nu știe ce se întâmplă, dar e mai deștept decât credeam. Ana, robotul tău mă omoară. Ce părere ai de achiziția ta? De ce ai făcut asta? Bă, Andy, ce se întâmplă? Că nu vreau să fac nimic. E gelos pe mine? E un robot care e gelos pe mine? Nu pot să cred așa ceva. Ok. Ana, nu mai bine îți iei tu robotul de aici până nu mă mai omoară odată. Cred că mai bine pleci cu el, că...
Da, o să vă las puțin singur că nu știu, nu cred că se înțelege prea bine cu mine și nu prea vreau să mă uit acum prin preajmă pe acolo. Ok, bă, nu știu ce se întâmplă, bă, frate, de ce Ana mereu când își găsește un iubit, bă, e un ciudat rău de tot, bă, e un robot care mă omoară și e gelos pe mine, bă, un robot care e gelos pe mine, Doamne ferește. Ok, cred că o să fie o zi interesantă asta. Băi, deja a trecut o mare parte din zi și sunt curios ce face Ana cu robotul ăla, deci efectiv n-am mai auzit-o să mai zică nimic. Bă, Ana, ce faci aici? Te-ai împăcat cu el, ok, văd că stați și vă uitați unul la altul foarte, foarte dubios. Am venit într-un moment greșit, ce faci, Luca? Voiam să văd ce mai face prietenul meu care m-a omorât mai devreme. Vezi că e băiat mai bun, stăteam și noi. Da, nu știu că vreau să mă apropii de el, să nu pățesc ca data trecută, l-am învățat eu. Ce l-ai învățat tu? What? Salut, Luca, încântat de cunoștință, auzi ce-mi zice? Iubesc prietenii Anei, bine ai venit la noi acasă. De ce dintr-o dată mă place? Deci, efectiv, m-a omorât mai devreme, Ana. Deci, acum o oră m-a omorât în fața casei mele. Păi așa i-am spus. Ai reușit să-l programezi să mă placă? E băiat bun? Doamne ferește, deci nu pot să cred, ne potrivim. Ana e un robot. Ești împreună cu un robot. Tu realizezi că ai cumpărat un iubit robot gen. Păi și ce? Păi este ciudat, nu? Mi se pare foarte, foarte ciudat. Adică dacă se comportă frumos, ce are? Păi nu știu, nu vrei tu un iubit om? Și nu mă refer la mine că eu sunt un burger, da? Un om gen. Adică bine, poate Alex nu era cel mai bun iubit, dar totuși gen, fără supărare, Andy sau ceva. Adică avem multe în comun, ce e așa greșit? Bă, nu știu, zic și eu, îmi dau și eu cu părerea acum, na, ce să zic. Luca, mă pot comporta exact ca un om normal, îmi pare rău pentru incidentul de mai devreme. Uite aici niște diamante pentru că îmi pare rău. Ok, da, 32 de diamante, bine, pot să mă duc și eu să mănânc și eu mâncare într-un final, că m-am săturat de parizer cu pâine. Uite ce burger mișto. Da, Ana nu m-a mai complimentat, dacă parcă văd că iară nebunește și mă ia aici. Deci iară îți place acum? Bă, deci mă place Andy, se pare că deja e iubitul meu, Ana, nu știu care e problema. Uite și tu, se uită după mine Luca plus Andy. Da, da, vino un pic, Ana, se poate să vii puțin așa, Andy, sper că nu te superi sau ceva, nu? Nu mă super, este total ok să discutați ca între prieteni. Da, ok, mă bucur că nu ai nimic împotrivă. Ana, hai, vino, mă întorc, Andy, da, te întorci. Ok, Ana, nu știu care e faza, dar mie tot nu-mi place ideea asta, adică, ok, a fost distractiv, a fost un experimentare, ți-ai cumpărat un iubit, ceea ce mi se pare foarte, foarte ciudat, chiar dacă e robot. Vezi că aude prin pereți, oh my god, ok, nu contează, dar mi se pare ciudat, ok, mi se pare ciudat și cred că ar trebui să îl dezactivez sau nu știu, abar n-am, pentru că nu știu, pare ciudat, adică ai văzut cât de ușor m-a omorât, chiar dacă zici tu acum că a înțeles că nu știu ce, îți dai seama că poate să mă omoare oricând. Păi îl programam să facă chestii, păi da, mă, da, el e programat să te iubească pe tine, adică el o să fie gelos pe mine și chestii de genul, pentru că, na, ori asta, ori ar trebui să nu mai stăm deloc împreună, gen, să nu mai facem nimic. Păi zic, Andy, mă place mult, păi nu-mi faci un hotel? Deci zici să-ți facă hotel, am înțeles. Și face hotel. Da, deci vrei să profiți de el. Bă, săracul, chiar dacă e robot, lasă-l mă-mi pace, profiți, glumeam și eu. Da, nu știu ce să zic, Ana, deci chiar crezi că e o idee bună, pentru că eu zic că nu e o idee atât de bună. Adică ultima oară când ai avut un iubit nu m-a plăcut deloc. E tare lucat, zic eu. Da, ok, o să te placă. Da, am înțeles. Ok. Bine ați revenit, ce ați vorbit? Ce am vorbit? Păi, luat-o pe Ana să o întreb dacă tu poți să mănânci mâncare, pentru că n-am vrut să te supăr. I-am spus că mie mi-e cam foame și n-am vrut să zic în față, bă, poți să mănânci mâncare, că, na, ești robot, știi tu care-i faza. Mi-a explicat că poți tu cumva să faci ca și cum mănânci și chestii de genul și, da, mi-era cam foame. Voiam să o întreb dacă vrea să faci ceva de mâncare, nu știu. Nu vrei să faci tu grătarul, Andy? Da, chiar că, uite, bă, ai putea să faci tu grătarul dacă crezi că poți și știi să faci un grătar, adică ar fi și maker. Nu știu, vrei să te bagi să facem un grătar, Andy, ce zici? A face un grătar este o modalitate foarte bună de a te apropia de cineva. Sigur, haideți să facem un grătar. Da, ok, da, asta am zis și eu. Păi da, exact, e momentul potrivit. Ok, haideți după mine, hai să băgăm un grătar puternic, că mie chiar mi-e foame. Hai, bă, Andy, vii, ce faci? Cred că îi place prea mult în pat. Hai, bă, Andy, te așteptăm aici. Băi, Andy, deci n-am ce zice, cu mâncarea asta chiar n-ai dat pe spate. Deci, bă, de cine ți-ar fi gândit că gătești atât de bine? Deci, fără, vezi că a gătire gește, deci pe bune, de n-a făcut o mâncare. Mulțumesc că am implementat opțiunea de gătit din serverele McDonald's. What? 100% ca la Mac, zici tu, Ana? Mamă, da, acum că stau să mă gândesc, ca
cam arată ca mâncare de la McDonald's. Adică nu știu cum nu am realizat până acum. Bă, tu mi-ai mâncat cartofi? Aia era porția mea de cartofi. Cum adică ai mâncat porția mea de cartofi? Ți-am mâncat și eu cartofi? Doamne ferește, ok, am rămas cu ăsta, da. Mai aveam destul de mulți cartofi acolo, ok. Da, Bandi, deci jos pălăria. Ai gătit super șmecher și chiar încep să te plac. Trebuie să recunosc că prima oară m-am gândit că na, ești robot, poate e ceva dubios, dar chiar ești un băiat super, super de treabă și Ana, chiar îți dau dreptate, chiar poate să stea cu noi, Andy, n-am nicio problemă. Uite, și lui Rex îi place de el, deci chiar e super, super ok. Băi, știi ce voiam să vă întreb? N-aveți chef să mergem la notat, că avem și colierele alea să ne facem sirene și așa, bam, avem și coadă frumos și așa, dar nu știu dacă poate Andy, adică dacă poate să facă barcă sau ceva, habar n-am dacă e robot. Andy, gen, tu ai opțiunea, poți să vii la notat, poți să stai în apă și chestii genul? Din păcate nu am opțiunea de notat, dar mergeți voi, este tot ok, vă aștept aici. Ar trebui să mergem, Ana? Păi haide. Zici tu că e ok? Bă, Andy, sigur e ok, adică nu te supără sau... Alex? Ana, ce ai zis? Ana, nu poți să... Bă, ăsta e nebun, poate... Doamne ferește, nu mai striga pe alte nume. Da, deci Andy, ți se pare tot ok? Adică crezi că... na, sigur nu te supără, că nu vreau să mă bag să te super pe mine sau ceva. N-ai de ce, exact, n-ai de ce să te super, doar mergi și noi, că noi mai mergem la notat și chestii genul. Cum să mă supăr? Doamne ferește, mergeți liniștiți. Ok, bă, tu chiar ești foarte, foarte de treabă, chiar trebuie să recunosc. Păi atunci ne vedem mai încolo, Andy, deci o să ne întoarcem repede, nu stăm așa mult. Hai, bana, hai la notat, ce faceți? Ia-ți colierul și hai, vino încoace. De fapt, mă duc și eu să-mi iau colierul și îi dăm cu un notat. Ca lumea rău de tot, că chiar am chef să not, sincer, n-am mai notat de mult. Mamă, ce bă chestia asta, Ana? What? Ai mai văzut din astea pe ocean pe aici? E prima oară când văd asta, what? E ceva normal oceanului. Ah, ok, da, eu nu prea am văzut astea. Bă, ce-mi place, Ana, de aici, de când am devenit și eu triton din ăsta să pot să am și o coadă. Deci îmi place rău de tot să not, sincer. Chiar m-am ofticat că nu prea am mai notat de câteva zile. Dar acum chiar mă bucur că am prins. De nu e mișto rău, zi tu? Da, mă oftic că nu poate și Andy, dar până la urmă e un robot. Adică, hai să fim serioși. Nu cred că poate să simte el distracție sau chestiile astea. Dacă intră în apă, păi da, asta zic. Se ducea aia, cred. Cred că nici măcar nu putea să intre fizic, gen, deloc, deloc. Da, până la urmă, gen, acum serios vorbind, fără niciun mișto, gen, tu chiar ești împreună așa sau e doar o chestie? Ia, uite și pe oaia de mare, te pop, te pop. Tu chiar ești împreună așa sau doar așa la mișto că l-ai comandat și pana mea? Că eu te-am văzut cam serioasă așa. Da, Luca? Păi, cum adică da? Da, ce? Păi îmi place de el. Ah, ok, dar nu știu momentan. Ah, ok, ok, am înțeles. Da, tot mi se pare ciudat, Ana, adică până la urmă e un robot. E destul de ciudat să-ți placă de un robot, zic eu, dar nu mă mai miră nimic la tine. Îți place de roboți, îți place de toată lumea. E ok-uț? Bă, nu știu ce să zic, adică te reamintesc că m-a omorât. Adică, acum real vorbind, crezi că noi o să ne întoarcem acasă și nu o să fie gen gelos sau ceva? Pentru că a fost din prima gelos pe mine și nu știu ce să zic acum dacă o să fie mai ok cu chestia asta, pentru că tocmai ce am ieșit doar noi doi și dacă o să fie gelos e papa. Zici tu că e papa că ai văzut că m-a omorât instant dacă se enervează și te omoară și pe tine, dacă nebunește de tot din gelozie. Luca mai șmecher decât Andy? Bă, da, n-a apreciez, dar cine știe, poate nebunește ăla pe aici, nu știu ce să spun, habar n-am, clar. Ia uite bă și de asta, până tu ai văzut că e, oh my god, tu vezi cât e, Ana, tu vezi cât e ceasul, efectiv tu vezi că e întuneric bezna afară, vino încoace, că noi am tot notat și am uitat să mai verificăm, dar tu vezi cât de întuneric e afară, e efectiv mijlocul nopții, cred că sunt cu delfinul Luca. Pana, trebuie să ne întoarcem acasă, că poate se supără Andy, că i-am zis că ne întoarcem repede. Și știu că e un robot, dar poate se supără pe noi. Te-ai gândit la asta? Bă, lasă delfinul, Ana, că ai timp să nosc cu delfinul. Hai să ne întoarcem acasă mai bine, bă. Să nu se supere Andy, că după aia ne face o fază din aia nasoală, știi? Că hai că e seară și știi ce se întâmplă. Da, și seara oricum e nașpa în ocean. Ai dreptate, am și uitat chestia asta. Hai, nu atât de urgență spre casă, că e mijlocul nopții. Doamne ferește. După ce că e periculos în ocean, se mai și supără Andy. Să vezi de nu-ți face scandal când ajungem. O să vezi că iar mă umoră. Doamne, e nebun. Nu? Bine, Ana, bine. Hai să vedem. Hai acasă. Băi, Ana, chiar a fost distractiv rău de tot. Hai, Luca, că a fost tare. Băi, e prea șmecher. Trebuie și mâine să mergem la notat. Deci neapărat mâine, prima oră, notat în ocean. Dar sunt obosită rău de tot. Eu mă culc că nu mai pot. Păi asta ziceam și eu. Andy, ce face? Ce zici, bă, Andy? Ne pare rău că am întârziat. Unde e Andy? Unde e Andy? Nu știu, Ana, nu l-ai lăsat. N-am zis că ne vedem. Ia vino, poate la grătar. N-am zis că ne vedem aici, gen, probabil se întoarce. Bă, nu mai e nici la grătar, ești nebun, a lăsat și ăștia pe grătar. Tu, ne ferește, s-au stricat și ăștia că au stat pe grătar. Probabil se întoarce. Se întoarce el. Bă, ești așa sigură? Mie mi-e cam frică. Adică îl lăsăm așa random pe serverul nostru, gen, face o surpriză, ceva, mă culc. Da, nu mai pot, Andy, somn ușor. Tu, ia se culcă, bă. Bă, și dacă
dacă face ceva oribil, te-ai gândit la asta? Păi e băiat bun, Luca? Da, nu știu ce să zic, n-are ce să facă. Bă, îți reamintesc că m-a omorât instant ultima oară. Deci ultima oară când am vorbit cu el și mă... De fapt prima oară, nu ultima oară, m-a omorât instant, ok? Zici de parcă te-ar omorâ iar. Bă, nu știu, adică ai văzut, știu că e ciudat, e un robot până la urmă, nu știi ce gândește. Păi nu o să te omoare sau ceva? Ok, ok, bine, să sperăm că ai dreptate și că poate îl văd eu prea nașpa și el de fapt e un băiat bun. Doar e la plimbărică? Hai somn, sunt obosită. Ok, Ana, hai, du-te la somn, că de-aia nu mai poți suda, Andy. Noapte bună. Da, da, mulțumesc, da, poți să-mi închizi ușa în față, Doamne. Bă, deci chiar e destul de ciudat, adică mă așteptam să se supere, să fie acasă, să ne aștepte sau ceva. Am înțeles. Bă, eu am lăsat ușa deschisă. Nu mi-aduc aminte să fi lăsat ușa deschisă, parcă chiar am închis-o înainte de somn. Da, mă rog, poate sunt eu nebun și chiar am lăsat-o din greșeală. Cred că ar fi cazul să mă pun și eu la somn un pic să mă bag. What? Da, cred că nu mă mai bag la somn. Andy, asta nu e casa ta. Îți readuc aminte că nu e casa ta. Ce cauți la mine acasă? Andy, aia e casa Anei, unde ai stat tu toată ziua, bro. Ești ok? Adică te-ai pierdut? Vrei să o chem pe Ana să te ia sau să te duc la unde ar trebui să fii tu acasă? De ce nu te miști și te uiți fixat pe mine? Dacă te mai atingi de Ana, promit că o să-ți dau bani pe serverul tău. Să nu te mai prind, o să am eu grijă de acum încolo și te... Tine? Andy, ești ok? Ok, cred că nu cred că e cazul să vorbim așa. Adică, pe bune, hai să nu ne enervăm. Ok, fraților, deci din câte vă aduceți aminte din ultimul episod unde am jucat aici pe serverul prietenei mele, Ana, s-au întâmplat niște chestii destul de ciudate. Practic, ca să vă fac așa o recapitulare, în caz că n-ați văzut episodul, deși ar trebui să-l vedeți, practic Ana și-a cumpărat un iubit care este de fapt un robot sau ceva de genul și aparent este foarte gelos pe mine și m-a omorât de 1000 de ori. Și la finalul videoclipului efectiv a venit până și la mine acasă și m-a așteptat să vin acasă și să mă omoare din nou și chestii genul și chiar nu se mai poate. Trebuie să mă duc astăzi să vorbesc cu Ana și să-i spun toate chestiile astea despre robotul ăsta. Foarte, foarte dubios, pentru că, bă, chiar e periculos. Adică omul mi-a zis, mă rog, omul e un robot, dar robotul ăla mi-a zis că o să-mi dea bani pe serverul meu și nu cred că e posibilă chestia asta. Nu vreau să aflu, dar trebuie să mă duc să vorbesc cu Ana. Sper să înțeleagă și să mă creadă pe cuvânt și da, habar n-am. Sper să fie ok. Adică ar trebui să-l dezactiveze sau ceva, pentru că deja e pericol public, ești nebun. Ce faci, Ana? Neața, ce faci, cum ești? Bună. Neața, alo, ce faci, bă, Ana? A, ești cu prietenul tău, Andy. Salut, Andy, ce zici? E totul bine? Ce faci, Ana? Ce faci? Stăteam și eu cu Andy. A, dar văd că vă înțelegeți chiar bine, adică chiar ai stat și ieri, adică stai și azi, e... Da, chiar e tare? A, ok, ok. Ce zici, mă, Andy? Salutare, Luca, ce faci? Ai dormit bine? Bă, interesant că mă întreb chestia asta, destul de specific aș putea spune, adică zici că de parcă știi tu dacă am... Da, mă rog, nu. Am dormit foarte bine, Andy, mersi de întrebare, da, am dormit foarte, foarte bine, nu știu de ce fac atâta conversație. Ana, trebuie să vorbim puțin, văd că vă înțelegeți bine, da, ne înțelegem foarte bine, voiam să vorbesc puțin cu tine dacă se poate. Andy, sper că nu te deranjează sau ceva, vreau să vin mai așa, mai trăsteară ceva la mine acasă, gen. Și nu durează mult, gen. E ceva de un minut și după aia te întorci și poți să stai cu Andy sau așa. Sper că nu e ok, Andy, chestia asta, nu? Adică nu te super sau ceva, nu? Cum să mă super? Desigur că este ok. Ok, da, mă bucur că nu ai nimic împotriva. Adică ce-ai putea să ai împotriva cu asta? Doar nu ești gelos sau ceva, ești un robot până la urmă. Da, hai să mergem, Ana. Desigur, hai să mergem, că trebuie să vorbim ceva foarte, foarte important. Da, hai că putem să închidem ușa dacă e. Hai, devină încoace la mine acasă. Bă, Ana, este foarte important ce urmează să zic, dar am nevoie să ai încredere în mine, ok? Deci de cât timp ne cunoaștem noi, Ana? De cât timp ne știm noi? Ce s-a mai întâmplat? De mult, Luca, da, de foarte mult, de ani de zile. Da. Hai că de ani de zile dacă e. Da, ne cunoaștem de câteva luni măcar, ok? Care este faza? Fii atent, Ana, care e problema. Trebuie să mă crezi pe cuvânt când îți zic că robotul ăsta nu e ceea ce pare, ok? Deci pe lângă că m-a omorât atunci de față cu tine și poate ai zis că, bă, da, e doar așa o chestie, că da, ok, abia nu era setat, chestii de genul, adică nu știa ce face. Mă rog, Ana, trebuie să înțelegi că robotul ăsta chiar e gelos pe mine. Deci, efectiv, aseară, când ne-am întors de la notat, l-am găsit la mine acasă. L-am găsit la mine acasă, ok?
ascultă-mă, fără niciun mișto. L-am găsit la mine acasă și m-a amenințat că dacă mă mai apropii de tine o să-mi dea bandă pe server. Efectiv, asta mi-a zis. Deci, asta mi-a zis și după aia m-a omorât și după aia când m-am respawnat nu mai era la mine acasă. Dar efectiv stătea aici și mi-a zis că, bă, dacă te mai apropii de Ana, efectiv te omor și părea foarte, foarte gelos. Deci eu cred că robotul ăsta este gelos pe mine și vrea să-mi dea bani și să dispar din viața lui, viața ta. Wow, nu cred, nu are cum. Da, sigur, poți să te uiți la mine să-mi iei chestii din frigider, desigur. Bă, Ana, acum fără niciun mișto, gen. Chiar e ceva serios, ok? Lasă-mi parizerul, ceva. Nici măcar nu mănânci parizer, Ana. De ce mi-ai parizerul? Dă-mi parizerul înapoi. Spune-mi, chiar trebuie să ai încredere în mine, gen. Fără niciun mișto acum, nu exager sau ceva. Părea amuzant, ha, da, foarte amuzant. Nu, acum fără niciun mișto, Ana. Păi aseara a venit de la minat, n-a fost la niciun minat, era la mine acasă. Cum adică a fost la minat? Nu avea cum să-ți fac astea. Bă, Ana, crede-mă pe cuvânt, efectiv era aici, la mine acasă. N-am o cameră, am camera asta, dar nu cred că mai înregistrează. Păi așa a zis și a venit cu târnăcop cu tot. Păi poate doar s-a prefăcut, că în logică nu vrea să știi tu că a venit să mă amenințe, da? Eu zic că m-a amenințat. N-ai încredere în mine și ai încredere într-un robot, faci mișto de mine. Lasă Luca astea că n-ai... Ok. Bine, dar dacă ți-aduc dovezi că robotul ăsta este ciudat, mă ascult și îl dezactivăm și gata, îi dăm bandă pe server sau mă rog, îl dezactivăm să nu mai poată să mai facă nimic. Vreau să văd dovezile. Ok, deci dacă ți-aduc dovezi, gen, o să mă crezi după aia dacă ți-aduc dovezi. Bă, efectiv dovadă. Dacă se dovedește că e cum zici tu, îl băgăm la apă. Îl băgăm în apă și se distruge, ok? Bine, asta facem, ok, Ana, bine. O să-ți dovedesc că nu sunt nebun, ok? Bine, poți să te duci, stai cu robotul tău care mă urăște, dar dacă dispar de pe server, bă, lasă-mi cutia poștală, ok? Dacă dispar de pe server, ascultă-mă bine, Ana, dacă dispar și nu mă mai găsești, mi-a dat bandă pe server. Deși nu știu dacă poate să facă chestia asta, dar el mi-a zis că poate să facă asta. Deci dacă se întâmplă ceva, știi că a fost el, ok? Vă dau cu apă, bine, Ana, du-te și fă ce vrei să faci și eu o să îți promit că ți-aduc și niște dovezi. Dacă nu mai ești și vorbesc cu hackerul, bine, ok, Ana. Doamne, mi-a stricat și asta, mi-a luat asta și mi-a pus-o aici, ok, bine. Ok, deci aparent Ana nu mă crede, fraților. Ana nu vrea să mă creadă că e ceva dubios cu robotul ăsta, deși efectiv chiar s-au întâmplat foarte multe nebunii în ultimul clip, dar... sunt pus pe treabă. O să mă duc, o să-mi iau aparatul și o să fac niște poze și o să încerc să văd când face ceva dubios, pentru că trebuie să facă ceva dubios la un moment dat și când o să facă ceva dubios, o să fiu acolo și o să-i arăt dovezile Anei, ok? Oprim puțin clipul aici să vă readuc aminte că avem și un canal secundar unde postăm zilnic împreună cu Ana o altă serie de roleplay foarte, foarte șmecheră. Nu uitați să vă uitați și în descriere și să vedeți care e faza cu canalul. Revenim cu clipul. Ok, fraților, deci m-am echipat puțin, mi-am luat aici camera și de-astea monitorul ăsta ca să pot să văd camerele astea și mai multe camere pe care vreau să le plantez peste tot pe aici, pentru că dacă se mai apropie de casa mea, vreau să-l văd din orice unghi. Deci în primul rând o să punem una aici, ok, și de aici pot să văd direct bam oricine intră în casă. Vreau să pun mai multe camere să știu dacă e să se apropie. Uite că văd că încă sunt acolo. Vreau să văd dacă e să se apropie, să nu mă audă nimeni. Pun și eu ceva aici, nimic de văzut, ok. Sper să nu mă audă sau ceva, de-aia nu voiam să vorbesc când eram acolo pe lângă casa lor. Dar dacă e să se întâmple ceva, să pot să văd din orice unghi orice se întâmplă. Uite aici pot să văd direct când iese cineva din casă sau ce se întâmplă. Am pus acolo mai multe. Bă, nu știu dacă mai am unde să mai pun camere din astea, adică eu aș zice că e destul. Dar o să mai pun așa prin oraș în caz că se mai duce pe undeva și na, trebuie să văd ce face, dacă face ceva dubios sau ceva. Vreau să pun mai multe camere pe aici prin oraș și pun una și așa pe magazin. Uite aici, chiar dacă poate mă înjură ăștia de la magazin și vin și mi-o dau jos. Uite și aici văd cam tot oraș. Văd când pleacă cineva. Deci dacă e să întâmple ceva, am mai multe camere. Acum planul care ar fi? Ar fi să aștept să facă ceva dubios, să-l văd pe camere și să vin să-i fac și poză. Pentru că dacă fac poză, am dovadă fizică, n-are ce să mai zică. Adică fac așa o poză, bam, când face ceva, am poza în mână, n-are ce să spună dacă vede poza. Deci planul ar fi să-l prind când face ceva și să-i fac o poză. Am montat niște camere. Acum ar trebui doar să pară că sunt plecat de acasă. Asta o să facem, mă duc și spun Anei, bă, Ana, vezi că eu sunt plecat de acasă, nu știu ce. Și după aia o să realizeze robotul că nu sunt acasă și poate când Ana nu e atentă să face și ea ceva, o să acționeze atunci. Deci asta ar trebui să facem acum. Băi, Ana, să știi că eu mă duc oficial la minat. Deci voiam să zic că dacă ai nevoie de mine astăzi sau ceva, o să am treabă toată ziua. Nu o să fiu acasă, deci dacă vrei să facem ceva sau așa, astăzi din păcate nu pot, am treabă. A, perfect, că și eu voiam să merg, hai să luăm diamant.
minte. Da, știi care e faza? Unde mă duc eu e o mină mai specială pe care e practic e mina mea de suflet și gen nu merg cu nimeni acolo, deci nu o să poți să vii cu mine dacă vrei să vin aceeași mină. Deci îmi pare rău, nu prea pot că nu am adus pe nimeni acolo și am zis că bă, nu o să aduc pe nimeni, că e mina mea specială, știi? Păi și eu voiam să minez Luca, păi poți să minezi, dar minezi tu în altă parte, nu în mina mea, știi? Eu doar am venit să zic în caz că e răule, păi nu sunt rău, dar am eu o mina mea specială, ce vrei? Mă duc și eu în mina mea atunci? A, ai și tu mină, păi perfect, te duci tu mina ta, eu în mina mea și fiecare minează ce face și aia e. Să vezi cine are mai multe, bine, hai să vedem cine aduce mai multe diamante. Și prietenul tău Andy ce o să facă? Stă aici acasă sau ce? Lași singur? Stă și el pe acasă? Am înțeles, deci el rămâne aici. Presupun că nu e arde lui de minat sau chestie genul. Că a zis că vrea să facă pe aici treabă. Ah, interesant, ok. Bine, atunci hai că eu te las, că mă duc să mă pregătesc de minat și chestii și ne auzim pe mâine atunci. Mă duc să iau diamante multe. Bine, Ana, bine. Hai că o să mă duc și eu atunci și ne auzim și noi pe mâine în cazul acesta. Ok. Uite-o pe Ana cum pleacă de acasă. Băi, deci a plecat de acasă și acum în teorie și eu ar trebui să plec imediat de acasă. Ok, nu știu dacă ar trebui să-mi iau ceva pe aici la mine. Bă, o să-mi iau un golden apple din ăsta în caz că se întâmplă ceva. Măcar să-l am la mine un apple din ăsta super, super OP. Și habar n-am, nu știu, mai au aici niște mâncare. Oricum am 200 cur de diamante aici. Le țin aici în chest în caz că se mai întâmplă ceva și mai vine și se întâmplă ceva să... Deci eu în teorie o să trebuiască să mă duc la minat și eu. Cred că o să-mi iau un golden apple din ăsta enchantat în caz de ceva. Ok, văd că mai am aici 200 cur de diamante. Bă, sunt bine pe diamante. Uite, mai au niște prăjiturele din astea. Nu știu, mi-au și eu undeva că o să merg să stau la pândă acum și o să-mi trebuiască niște provizii, să zic așa. Ok, și acum se presupune că merg la minat. Deci Ana nu e acasă, Andy a rămas singur acolo și eu ar trebui să fiu la minat în secunda asta. Ok, o să plec undeva mai aici, mai departe și o să stau toată ziua și o să mă uit pe camere să văd dacă face ceva, cât timp nici Ana nu e acasă. Deci acum nici Ana nu e acasă, ok. Și este doar el singurel și casa mea lăsată singură. Să vedem dacă mai are tupeu să intre la mine acasă. Dacă are tupeu ăsta și mai intră la mine acasă, o să-i fac niște poze și o să-i arăt dovezile Anei că am dreptate și nu sunt nebun, ok? Ăsta este planul. Dar momentan o să stau aici toată ziua și o să aștept, pentru că altceva nu prea cred că am de făcut. Am mai multe camere plantate. Dacă se întâmplă ceva, văd imediat orice mișcare. Băi, fraților, văd că în sfârșit avem niște activitate din partea lui Andy. Văd că se tot mișcă prin casă și nu știu ce urmează să se întâmple, dar am camera fixă aici. Dacă se întâmplă ceva, văd în secunda 2 cum iese. Deci îl văd că încă se mișcă. Ok. Bun. Bă, eu aștept. Nu e nicio problemă. Ok, a ieșit din casă. Ce-a făcut, mă? Oh, ok. Oh my god. Ok, asta nu-i deloc dubios. Asta nu-i deloc dubios ce se întâmplă aici. Da, vrea să spargă camera, băieți. Vrea să spargă camera. Ok. Și a spart-o. Ok, a spart-o. Stați așa un pic. Deci care era camera 3? Ok, nu mai avem camera 3. Bine că am pus mai multe camere. Stai așa, ce camera? Uite asta mai e pe lângă casă. Ok, care? Și mai asta. Uite-l. Bă, deci chiar vine la mine acasă, ești nebun? Deci chiar aveam dreptate. Ia, opa. Face poze la mine. De ce face poze în fața casei mele? Ok, efectiv e în casa mea acum. Nu, stai așa că trebuie să mă duc să-l prind în timpul faptului, să zic așa. Ia, ce face, mă, la mine acasă? Deci uite-te și tu. Bă, deci se uită în chestul meu, oh my god. Se uită în chestul meu, efectiv s-a uitat în chestul meu mai devreme și cred că are un pistol în mână sau ce are. Stai așa. Mamă, ce poză bună am prins. Ok, sper că nu poate să mă vadă aici. Cred că nu poate să mă vadă. Ok. Deci astea sunt cele mai bune poze. Dacă Ana nu mă crede, după ce vede pozele astea, uite-te și tu, două poze la fel, efectiv se vede că nu sunt trucate sau ceva. Ok. Ok, deci uite-te, bă, și tu la el ce face. Oh my god, dar face mai multe chestii la mine în casă. Nici nu pot să mă apropii prea mult că o să mă vadă. Oh my god, și ia uite-l, bă, ce face, mă, acolo? Face poze la mine în casă, mă. Face poze la mine în casă. Doamne ferește, ok. Deci asta e foarte, foarte dubios. E clar că e prins. Oh my god, sper că nu m-a văzut. M-a văzut pe geam. Cumva m-a văzut pe geam, cred că i-am făcut poză fix când se uita la mine, ești nebun? Ok, nu se uita, se uita așa într-o parte. Ok. Oh my god, deci ce face acolo sus? Ok, nu știu ce face. Ori mă caută pe mine. Are un pistol în mână, bro. Are un pistol în mână. Ok, am foarte multe dovezi în secunda asta. Da, nu am vrut să pun camera asta aici. Ce camere mai avem? O mai am pe astea în față.
fața casei. Nimic aici, bro, ce se întâmplă? Ia, uite și tu, acum pleacă. Oh my god, acum pleacă, bro. Uită-te și tu că acum a luat, are diamante în mână. Bro, what? Stai un pic, ce se întâmplă aici? Are diamante în mână, ok, ok. Deci a plecat de la mine de acasă. Ok, ce facem acolo? Ok, deci la Ana acasă acum. Ia să vedem, deci eu nu mai am diamante în chest, vrei să-mi spui în secunda asta? Oh my god, nu mai am diamante în chest, băieți. Deci mi-aduc aminte foarte clar că aveam 200 de diamante aici. Deci aveam 200 de diamante și nu mai am niciunul. Efectiv a venit, mi-a făcut poze prin casă. Văd că n-am mișcat nimic, nu s-a întâmplat nimic pe aici. Dar mi-a făcut poze prin casă și mi-a luat diamantele și a plecat. What? Ok, dar oricum am foarte multe dovezi, ești nebun. Deci uitați-vă la toate pozele astea. Deci uite cum stă cu pistolul și se uită pe la mine pe acasă. Deci pozele astea sunt, bă, sunt mult prea bune. Deci sunt perfecte. N-are ce să zică Ana. Când vede pozele astea, o să realizeze că e ceva foarte, foarte greșit cu prietenul ei. Acum tot ce rămâne e să vină Ana acasă să iară pozele. Deci, da, nu știu ce să spun despre asta. Cred că o să o întreb pe chat. Deci vreau să o întreb pe Ana când vine de la minat. Bă, Ana, când vii de la minat? Deci vreau neapărat să vorbesc. Vreau neapărat să vorbesc cu tine. Mai încolo de ce? Hai cât de repede poți acasă. Vorbește cu Andy? Nu știu ce să zic. Mai bine vino tu acasă. Oh my god. Fă-și tu un grătărel, auzi ce-mi spune? Vii până diseară acasă? Te găsesc acasă? Da, deci mi-a spus că da, vine până diseară. Ok, o să aștept să se facă seară și mă duc direct și dau buzna peste ea și o să-i spun toate chestiile astea pe care le-am aflat despre Andy, că e jale și deja ăsta e pericol public, ești nebun, vine și îmi fură din casă, deci nu se poate așa ceva, ok. O să aștept până diseară, deci acum trebuie doar să aștept până diseară, ok. Oh my god, deci am adormit și s-a făcut deja noapte târziu rău de tot, deci Ana sigur s-a întors până la ora asta, n-are cum să nu se fi întors, trebuie să mă duc să-i spun cât mai repede toată nebunia asta, că dacă nu, e jale. Ana, trebuie să vorbim de urgență. Salut, Andy. Unde e Ana? Nu trebuie să fie acasă, nu trebuie să se fi întors până acum? Luca, ce cauți aici? Voiam să vorbesc cu Ana. Tu ce cauți? Adică, da, aici locuiești tu, da. Mă rog, ai idee când se întoarce Ana, că trebuie să vorbești ceva? Ce vrei să-i arăți? Nimic, arată și mie acum? Nu, e ceva personal, e ceva între noi doi, nu pot să-ți arăți acum. Gen, ce vrei să-i Andy, ești ok, bro? Nu, doar vreau să vorbești ceva personal cu Ana, nu pot să zic ție acum. Poți să lași pistolul ăla. Nu știu de unde ai tu pistolul ăla, dar eu zic să-l lași, bro. Eu zic să-l lași. Oh my god. Nu pot să cred așa ceva. Deci m-a omorât. M-a omorât și mi-a... What? Nu mai am iteme? Și unde sunt? Bă, ce s-a întâmplat? Deci nu mai am iteme, bro? Niciodată n-am pățit chestia asta pe serverul ăsta să nu mai am iteme. What? Și m-a dat în sălbăticii, nici măcar nu mai sunt acasă. What? Aha. Oh my god, și a văzut toate pozele și toate chestiile alea. Nu pot să cred. Nu pot să cred așa ceva. Ok, cred că avem o problemă, băieți. Cred că avem o mare problemă. Doamne, deci abia am găsit drumul spre casă, frate. Bă, ce a fost chestia asta? Deci niciodată n-am pățit pe serverul ăsta să-mi pierd itemele și acum am pierdut toate itemele. What? Nu pot să cred. Ok, domnule robot cumpărat de pe internet care ai un pistol și sincer nu știu ce am venit neînarmat în secunda asta aici. Ok, știi ceva? Nu mi-e frică de tine, nu mi-e frică de tine. Ok, ascultă-mă foarte bine, lasă pistolul ăla, ok? Nu știu care e faza cu tine, nu am vrut să fiu... Poți să nu mai tragi de nebun? Unde e Ana în primul rând? Unde se află Ana acum? Unde e Ana, ok? Vorbește cu mine. Ce se întâmplă cu Ana? E la minat. Deci nu i-ai făcut nimic Anei, da? Deci nu te-ai atins de ea sau ceva de genul. Sper că n-ai glume de genul. Ți-am spus să nu te mai aud cum zici ceva de Ana, ai înțeles? Bă, lasă asta, deci tu nu te atingi de Ana, deci nu i-ai făcut nimic rău, da? Vreau să mă asigur că nu i-ai făcut nimic rău Anei întâi. Nu mai atingi și nimic, n-am atins-o pe Ana, e a ta, da, e a ta. De ce ești gelos pe mine? Nici măcar am treabă cu Ana, de ce, Doamne? Ce sunt toate chestiile astea, ok? Vreau doar să înțelegi că nu sunt dinamicul tău atât. De ce faci toate chestiile astea și de ce mă omori și de ce ai putut să-mi iei itemele? Efectiv, nu înțeleg. Asta a fost ultima oară când stai cu Ana. Bă, stai, nu mai trage, fără niciun mișto. Deci putem să ne înțelegem, dar nu mai face pe nebunul, efectiv, că bă, distrugi tot, nu vezi că tragi peste tot de nebun. Bă, gata, deci calmează-te un pic și haide să ne înțelegem.
Care e faza cu pozele? Ce poze? Ce, care e faza cu ce poze? Nu înțeleg, la ce te referi? La, a, la pozele astea? Păi, nu știu, tu să-mi spui care e faza de erai la mine acasă, în primul rând. De ce erai la mine acasă și ce, ce căutai acolo? Și de ce mi-ai furat diamantele, a? De ce voiai să-i arăți, Anei spune? Păi, cum adică de ce voiam? Că ai venit la mine și mi-ai furat diamantele, nu mai trage de nebun. Adică aveam toate motivele să-i spun, Anei, de ce intri la mine acasă? Că tu nu ai voie la mine acasă, asta e casa ta dacă vrei să spui așa, deși nici măcar asta nu e casa ta, asta e casa Anei și ai venit și tu aici. Păi să văd dacă ai ceva în legătură cu Ana. Nu am nimic în legătură cu Ana, nicăieri. Nu mai tragi în casa mea, nebunule. Deci gata, potolește-te fără niciun mișto. Deci, bă, mi-a ajuns, pe bune. O să vorbesc cu hackerul și o să-ți dea bandă pe server. Nu mai tragi în mine. Deci, efectiv, o să vorbesc cu prietenul meu hacker și o să dispar de pe serverul ăsta. Și dacă vorbește, păi să știi că mă duc chiar acum. Mă duc chiar acum și o să vorbesc cu el și o să vezi că nu o să mai vii aici și nu o să mai vezi pana în viața ta. Doar pentru că te comporți ca un nebun și nu vrei să rezolvăm chestiile. Spune papa. Cum adică spune papa? Ce s-a întâmplat? Kicked by an... Cum adică operator? E operator pe server? What? Ce se întâmplă? De ce a putut să-mi dea kick de pe serverul nostru? De pe serverul, mă rog, e serverul Anei. Dar ce se întâmplă? De ce a putut să facă chestia asta? Bă, ce robot e ăsta? Că nu înțeleg. Wow, efectiv nu vine să cred. Mi-a dat bandă pe serverul meu, bă, băiatule. Deci nu pot să cred așa ceva. What? Ok, deci cred că trebuie să vorbesc cu hackerul, că deja nu se mai poate, efectiv. Am toate dovezile din lume, dar efectiv nu pot să le arăt Anei, pentru că el mi-a dat kick de pe server. Ok, fraților, lăsați-mi în comentarii ce aș putea face și ce să vorbesc cu hackerul mai exact, să-i dea direct bani, habar n-am. După aia Ana o să zică că bă, sunt eu nebun la cap că n-am dovezile, pentru că dacă îi dau bani o să dispară și dovezile și o să pară că sunt nebun. Deci habar n-am ce să fac, spuneți-mi în comentarii de urgență și da, habar n-am, nu știu, e o situație ciudată rău de tot. Mi-a dat bani de pe serverul meu, ești nebun? Nu mai zic nimic, fraților, aștept sugestiile voastre în comentarii pentru că nu știu ce să mai fac. V-am pupat și cred că o să ne auzim data viitoare când o să mai încerc eu să mă conectez pe server. Dar momentan o să stau și o să-mi fac un plan, ok? V-am pupat și ne auzim și noi pe data viitoare. Fraților, am revenit aici pe serverul Anei și am reușit să mă conectez. Din câte știți din ultimul clip, ne-am luat un mare, mare kick de la noul iubit al Anei. Dar m-am întors și mi se pare mie din prima că se întâmplă ceva ciudat, dar mi se pare că acum e efectiv a nebunit de tot și trebuie să facem ceva. Mă aflu chiar acum în beciul meu aici și am stat la câteva mesaje cu prietenul meu hacker, care ne-a ajutat de atâtea ori cu tot felul de iteme și nebunii și mi-a spus că momentan e vacanță, dar mi-a trimis un pachet pe mail cu câteva chestii care să ne ajute și acum o să mergem să vedem și ce ne-a trimis exact și cu ce poate să ne ajute, pentru că mi se pare că e jale rău de tot. Trebuie să mă duc să vorbesc cu Ana, să zic serios, bă, gata, tipul ăsta nu este ok, a făcut chestia asta, m-a omorât la mine acasă, mi-a șters tot inventarul, mi-a furat toate itemele, nu mai am nici dovada de poze că a venit la mine acasă, dar efectiv mi-a luat și diamantele, mi-a luat absolut tot ce aveam și e jale rău, rău de tot. Deci trebuie să facem ceva legătură cu asta. Uite-te și tu cum arată geamul ăsta. Deci mi-a spart tot geamul ăsta. Doamne ferește, ce insane. Sunt curios și mi-a lăsat și prietenul meu hacker, ok? Mi-a lăsat ceva chestii, fraților. Deci dacă iubitul Anei avea pistol, stai să vedeți acum că mi-am luat eu o mare armă, ești nebun. Hai să vedem și ce mi-a zis și văd că mi-a mai dat niște mere enchantate, super super bune și un hamburger, ok, ăsta cred că e la troll și scrie aici ai grijă. Ce mi-a scris, mă, hackerul? Ia să vedem. Salutare Luca, din păcate sunt plecat în vacanță și nu am calculatorul cu mine. Mamă, ok. Ok, fac și eu tot ce pot face de pe telefon. Ah, ok. Din păcate, momentan nu-i pot da bani sau kick robotului, dar îți pot lăsa niște iteme care să te ajute. Am observat și niște activitate dubioasă între Ana și Andy 400, mă rog, 44Y, nu 400. Deci ai grijă să vezi ce se întâmplă până mă întorc, hackerul. Cum adică activitate dubioasă? Stai așa un pic, cum adică activitate dubioasă? Ce se întâmplă aici? Ok, hai să lăsăm asta, o punem aici într-un chest în primul rând. Bun, ne-am echipat, avem arma asta, bă, deci dacă îl mai văd, deci fiți atent, stai așa un pic să-mi iau și armura pe mine. Bun, deci mi-am luat și armura pe mine, chiar dacă n-am o mare armură, nu mai am diamante, ok? Sunt foarte sărac în secunda de față, dar mi-am luat armura pe care o mai am și o disponibilă. Mi-am luat și pușca aici de mi-a dat-o hackerul. Avem aici pregătite toate gloanțele astea care eu zic că ne ajung, ești nebun, deci dacă mă mai enervează robotul ăla, trag din prima, deci încep să-l împuși din prima, efectiv. Avem un burger așa la troll și avem aici 3 mere enchantate, deci astea sunt super, super bune. Da,
dacă e să mă bat cu el acum, chiar pot să-l bat, efectiv, chiar pot să-l bat. Și vreau să mă duc să văd care este faza, ce se întâmplă cu Ana, ce activitate dubioasă se întâmplă, căci că se întâmplă niște chestii dubioase și sunt foarte, foarte curios ce se întâmplă. Ana, ești acasă? Neața, ești acasă, ce faci? Ok, deci momentan nu văd nimic, niciun răspuns. Cineva acasă, uite-l pe Rex. What, e un semn acolo? Stai așa un pic, ok, ce se întâmplă? De ce nu-i nimeni acasă? Ana nu este acasă. Ok, este un semn scris cu caps lock, deci numai cu litere mari, și spune că Ana nu e acasă. Chestia asta n-are cum să fie de bine. Bă, Rex, doamne, ce mă, Rex? Bă, deci pare foarte înfometat săracul. What, ce se întâmplă? Nu are nimic în frigider? Ok, asta e ciudat. Și nici în chest are decât niște mâncare de... Ok, e perfect, ok, Rex, uite aici niște mâncare și pentru tine. Doamne, nu știu ce se întâmplă, deci efectiv nu e nimeni acasă. Rex era înfometat, deci înseamnă că nu prea e nimeni de ceva timp acasă, nu? What? Deci nu e nimic și nu e nimic nici în chesturi. Și Ana chiar avea multe poze la care ținea în chesturi și chestii, adică nu mai are nimic pe nicăieri, ești nebun. Deci aici niște farfurii, unde ăsta? Bă, ce se întâmplă? Că ceva se întâmplă și semnul ăsta cu Ana nu e acasă. Ana n-ar pune un semn de genul dacă... Ok, deci se întâmplă ceva foarte, foarte ciudat. Trebuie să inspecte să văd ce se întâmplă. Deci nu pot să cred ce se întâmplă. Deci nu e pe nicăieri Ana, nici pe aici, pe undeva. Nu știu, să mă duc la magazin să-l întreb. Poate la magazin știe ceva casierul de acolo. Deci la magazin nu m-am gândit să-l întreb. Gigel nu știu dacă e acasă, sincer, că nu l-am mai văzut să mai întreb pe server. Dar la magazin aici sunt curios dacă găsești ceva. Salutare, Dragoș, ce zici? Cum merge magazinul? Am venit și eu cu o întrebare foarte importantă. Ai mai văzut-o pe Ana pe undeva? A venit de curând să facă ceva cumpărături sau orice? Ai mai văzut-o pe undeva pe Ana? Că efectiv am căutat-o de ceva timp și toată ziua n-am văzut-o și nu mi-a răspuns nicăieri și nu știu ce se întâmplă și voiam să te întreb. Ai idee pe unde e Ana? Ai văzut-o pe aici pe undeva? Salutare, nu am mai văzut-o pe Ana de ceva timp. Nu știu nimic. Oh my god, ok, ok, am înțeles. Da, mersi foarte mult. Da, nu știu ce să zic. Ok, mersi, ne mai auzim. Deci Ana nici măcar la magazin a mai fost de ceva timp, ești nebun. Deci chiar e ciudată schema asta. E destul de ciudat ce se întâmplă. Nici acasă nu e, nici la magazin n-a văzut-o nimeni. Mă, ce se întâmplă? Că ceva se întâmplă. Aici la grătar nu e nimic, efectiv, nici pe aici. Uite-te și tu, doar cartofi ăștia și atât. Mă, ce se întâmplă? Să fie pe aici ceva, vreun indiciu prin pădure pe aici. Nu știu, aici nu e nimic, e doar mâncarea pe care o avem noi în mod normal. Astea, uitate pe... Wait, ce chestie asta aici pe jos? What? De ce e redstone pe aici? Băi, e ceva dubios pe aici. Mă, mai e ceva pe aici prin jur? Că redstone ăsta nu era până acum, what? Deci nu pot să... Uite, încă unul, ești nebun? Încă unul, deci vine de... Oh my god, stai așa că e mult. Lol, nu l-am văzut eu, deci vine așa. Și uite și... Oh my god, deci nu pot să cred. Deci e un semn ăsta, fraților, e un semn. Trebuie să mă duc să investighez de urgență, dar vreau să mă duc să-mi iau niște iteme întâi. Vreau să mă duc acasă să-mi iau niște iteme, că nu știu dacă sunt pregătit. Deci în ghiozdan nu mai am nimic și vreau să-mi pun înapoi aparatul și toate chestiile alea. Nu știu dacă mai am aparat, frate. Oh my god, deci nu pot să cred așa ceva. Stai așa să vedem ce avem aici. Deci avem un flint and steel, ok, luăm pe ăsta. Mărime inatorul s-ar putea să ne ajute foarte, foarte mult. Avem un cuțit, ok, o să păstrăm și cuțitul ăsta în caz de ceva. Un pickaxe, ok, pickaxe, blocuri. Blocurile sunt destul de importante, aș zice eu. Bă, dar nu mai avem aparat foto, bro. N-avem un aparat, uite, niște sticle cu apă pe aici. Ok, hai să le punem aici, că nu le folosim chiar acum. Poate nici flint în stilul ăsta nu o să-l folosesc chiar acum. Burgerul ăsta nu. Ok, lăsăm astea așa, să spunem. Ok. Parcă din câte mi-amintesc, lăsasem eu ceva pe aici. Parcă mai aveam, uite mă, că mai am un aparat aici. Perfect, și uite și paper. Ok, ca să pot să fac poze. Deci ne luăm și aparatul ăsta de urgență. Să facem poze la orice. Uite, niște grenade. Bun, bun, bun. Deci chiar mă ajută chestia de pe aici. Aici avem blocuri, nu ne trebuie nimic. Și aici mai avem niște pâine. O luăm și pe asta ca să avem de mâncare. Și eu zic că am luat destul de multe chestii. Deci chiar zic că suntem pregătiți. Avem și aparat foto și toate nebuniile astea de arme, gloanțe. Ok, deci eu zic că sunt pregătit. Vreau să mă duc să investighez de urgență, că nu știu ce se întâmplă și chiar mi-e frică pentru Ana. Pentru că, da, ați văzut că Ana din ultimele clipuri zicea ea că, bă, îi se pare drăguț și așa, dar a zis că, bă, dacă e ceva, adică niciodată, dacă ar ști că mi-ar face rău ăsta, niciodată n-ar mai sta pe lângă el sau ceva de genul. Și văd că el s-a asigurat că o ia pentru el, ești nebun, că efectiv văd niște, uite, semnele astea pe aici. Deci ceva se întâmplă, bă, frate, ceva se întâmplă. Nu s-a dus Ana de bunăvoie. Eu cred că e răpită. Eu cred că efectiv e răpită Ana, ești nebun. Uite pe aici mai multe de astea. Ok, eu
eu mă țin după dâra asta și văd ce se întâmplă, unde mă duce. Deci chiar sunt foarte, foarte confuz și chiar mă sperie un pic toată situația asta și nu știu unde ajunge chestia asta. Uite-te și tu cât e, bă. Am mers prin toată pădurea, ce se întâmplă aici? Doamne ferește, bă, deci dacă îl văd pe ăla, deci îl... mamă, mamă, să vezi ce trag în el, ești nebun. Uite, până aici. Și ce asta? Opa! Stai așa că e o gaură și e proaspăt săpată, ești nebun. Uite că asta e așa. Oh my god. Deci credeți că aici e Ana? Credeți că e în groapa asta? Eu zic că cel mai probabil are legătură ceva cu groapa asta de aici. Deci cel mai probabil văd ceva acolo și nu știu ce să fac. Mi-e cam frică, dar m-am pregătit destul de bine și sincer, dacă îi face ceva Anei, chiar nu o să mai calce pe serverul ăsta. Deci o să-l omor și o să mă asigur când vine hackerul că îi dăm și ban și efectiv o să mă asigur că totul este ok. Dar momentan nici nu pot să-i dau ban că am încercat. Deci efectiv nu mai am nici operator. Nu știu ce a făcut, a reușit să hackuiască cumva serverul și nici nu pot să-i dau ban. Dar trebuie să mă ocup de el, ești nebun, și altă opțiune nu cred că am decât să sar aici. Apropo, fraților, nu uitați că avem și un canal secundar unde postăm zilnic o serie împreună cu Ana Banana, pe care o postează și ea pe canalul ei de YouTube. Deci neapărat uitați-vă în descriere și intrați și pe canalul secundar, se numește Luca Burgerul, pentru că punem clipuri foarte, foarte șmechere. Haideți să ne întoarcem înapoi la video. 3, 2, 1 și... oh my god, ce se întâmplă aici? What? Lasere? Bolovan? Ce sunt? What? Unde am ajuns? Stai așa, ok, ok, hai să ne calmăm un pic. Bun, deci am sărit în groapa asta aici. Suntem aici și nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă. Bun, văd niște lasere. S-ar putea să fie ceva în partea asta, nu, dacă văd lasere. Ok, cum trecem noi de astea? Pentru că sunt cam prea gras să trec pe aici. Cred că ne folosim de mariminatorul, fraților. Și cred că asta e singura variantă în care aș putea să trec printre astea. Adică am destul loc aici dacă mă fac mai micuț, nu? Și în altă parte nu prea văd. Ori să fie ceva aici, dar habar n-am, nu știu unde să mă duc, frate, sau ce să fac. Cred că o să mă duc aici la lasere prima oară. După aia vreau să văd și asta, pentru că arată prea dubios pietrele astea puse așa. Ok, dar înainte de orice, hai să vedem ce se întâmplă aici. Ok, ne facem micuți. Gata, frate, acum trec fără nicio problemă. Dar ce se întâmplă? Oh my god, ce mai aici? Ok, deci cred că asta e, mamă. Ok, deci asta ar trebui să fie gen comoara lui. Mă, cumva am găsit baza secretă al robotului. Adică efectiv văd că avem aici mare din asta de comoară. Adică nu ai pune într-un loc random atâtea blocuri de diamant și de aur și de chestii din astea valoroase. Adică cred că asta e baza lui, bro. Dar văd că are doar atât aici. Deci în zona asta e doar atât, doar seiful, să zic așa, care e, mă rog, e securizat, dar nu e atât de securizat. Adică am reușit să trec printre chestiile astea. Ba, acolo trebuie să fie Ana. Deci eu am o presimțire că Ana e acolo. Ok, m-am făcut din nou măricel înapoi. Deci acolo m-am lămurit care este situația. Aici trebuie să fie ceva dubios. Deci bine că mi-am luat pickaxe-ul la mine. Nu știu ce o să se întâmple. Acolo nu pare să fie nimic, dar eu zic că în continuare trebuie să fie ceva aici, ok? Nu știu ce, dar blocurile astea nu par ok puse așa. Și s-ar putea... bă, e cumva țeapă? Nu găsesc nimic. Oh, opa! E ceva aici, e ceva aici. Ok, cred că nu trebuie să fac chestia aia. Cred că... oh my god, ce se întâmplă, bă, aici? Mare capcană ce pusese, bro. What? Și uite-te. Oh my god, stai un pic. Oh, ok. Deci el mi-a setat mie mare capcană aici. Și uite-te și tu ce fac. Oh my god, am și călcat, sunt fraier rău de tot. Uite ce-mi pusese aici, bro. Uite, nabeleaua ce-mi făcuse el aici cu o groază de astea de slow. Bă, deci se așteaptă să vin aici. Oh my god, ok. Hai să arunc aici toate nebuniile astea. Nu ne mai trebuie chestiile astea. Astea nu ne mai trebuie. Poate o să mă ajute săgețile astea de slowness. Deci uite-te și tu ce mă așteptase aici la chestiile astea. Și eu sunt fraier că m-am grăbit și m-am dus acolo. Mi-am luat mare săgeată, dar nu se aștepta să am cea mai șmecher armură pe mine. Bine, acum, real vorbind, nu știu ce au fost capcanele astea. Cred că nu e pregătit să... nu cred că e programate efectiv să-mi facă capcane ca lumea. Adică uitați-vă și voi ce capcane mi-a făcut. Două TNT-uri și niște de-astea. Da, n-a fost mare chestie. Dar văd ceva acolo și ce se întâmplă aici, ok? Oh my god, ăsta e ghiozdanul Anei, fraților. Ăsta e ghiozdanul Anei. Deci 100% ăsta cu roz așa e al lui Ana, ok? Mamă, uite-te și tu, are colierul ei aici, bro. Și diamantele care probabil sunt tot ale ei. Și niște pâine și apă. Ok, deci ăsta e al Anei. Și efectiv a capturat-o și a luat și chestiile, mă. Deci o ține undeva captivă, bro, undeva aici și cred că știm cu toții unde e, nu? Cred că singura chestie logică ar fi aici, pentru că altundeva nu-mi imaginez unde ar putea fi. Bă, dar baza asta e foarte prost
gândită. Deci sincer, și cu TNT-urile astea aici și toată nebunia asta, deci a fost super ușor să intru aici. Deci aveam chiar așteptări mai mari, sincer, de la robotul ăsta, sincer să fiu. Și ce se întâmplă aici? O poză cu Ana. Ok, asta nu pare a fi o celulă, nu? E o celulă asta? Nu pare, pare mai mult să fie o bază decât o celulă, pentru că de ce ar ține-o pe Ana undeva cu o poză cu Ana? Și unde e Ana dacă asta ar fi celula? Deci asta pare să fie oare baza lui? Gen aici să doarmă el, să zic așa? What, dar nu e acasă? Ce se întâmplă? Jurnal.txt, mamă, de ce? Bă, e făcut de el ăsta, fiți atenți că e făcut gen ca în programare cu puncte txt și de-astea. Oh my god, dragă jurnalule, am reușit! În sfârșit am reușit să o am pe Ana doar și doar pentru mine. Bă, deci v-am spus că despre chestia asta era vorba, deci eram sigur că face o chestie de genul. Bă, că l-am văzut din prima cât de gelos era și toate chestiile astea. Ok, ok. Mă credeau doar un robot care nu gândește. O să vadă burgerul ăla când nu o să mai găsească pe Ana nicăieri. Oh my god. Bă, păi și dacă Ana nu e aici, unde e Ana? Întrebarea mea e. Adică unde e Ana dacă nu este aici? What? Unde putea să o pună? Ha, 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 eu câștig eu. Oh my god, e nebun complet. E nebun complet. În curând o să mă duc și o să-l rezolv și pe burger. Sau poate vine el la mine și îmi face treaba mai ușoară. Bă, hai mă, dă-o cu mine, frate, dacă ești șmecher. Hai mă, unde ești? Unde ești? Hai. Ești pe aici, pe undeva, nici măcar nu e acasă. Uite-te, știu că am venit pregătit să ne batem. Am venit cu toată armata, am venit la mine și efectiv nu e aici, ești nebun. Oh my god, hai mă, dă-o cu mine dacă ești șmecher. O să vadă ei că roboții nu sunt așa niște jucării ca să facă ce vor ei cu noi. O să-i fac să sufere pe toți. Bro, deci oare a prins-o pe Ana doar pentru că l-a cumpărat ca să fie iubitul ei, gen? Și de-aia oare e atât de nervos și face toate chestiile astea? Deci chiar altceva nu-mi explic. Ia să-i pun ăsta înapoi, frate. Deci, ok, am găsit camera lui, am găsit jurnalul. Unde e Ana, acum e întrebarea. Deci a avut niște capcane de tot râsul. Dar unde poate să o țină pe Ana, bro, e întrebarea mea. Pe aici nu e nimic, adică aici... Opa, e ceva aici? Nu e nimic aici, bro, e mare... Da, e mare fail ăsta aici. Dar astea oare să fie din nou cobblestone cum am găsit și aici și să fie ceva aici? Ok, văd că e mai mult cobblestone și nu e de... Mamă, fii atent că e mai mult... Deci, fraților, cred că găsim ceva aici. Că aici e mai mult cobblestone. Deci aici vedeți că nu mai stau normal, nu e cobblestone nicăieri. Și aici, ok, cred că s-ar putea să găsim ceva aici. S-ar putea să găsim ceva aici. Ok, momentul adevărului. Momentul adevărului. Bă, cât mai trebuie? Opa! Oh my god, Ana! Ana, nu pot să cred. Doamne ferește! Bă! Oh my god, deci știi câte griji mi-am făcut, Ana? N-ai idee, efectiv. Nu vine să cred că te-am găsit. Da, pe mine, tu m-ai găsit pe mine. Bă, Ana, ce se întâmplă? De ce ești în cușca asta? Doamne ferește că m-ai găsit. Wow, ajutor. Ok, ce se întâmplă? El te-a pus, nu? Deci am găsit și jurnalul lui, am găsit toate nebunile astea. Sunt ținută de 2 zile aici, nu știu ce să mai fac. Da, da, da. Oh my god, deci ți-am spus, bă, ți-am spus cu roboții ăștia că nu e o idee bună. Scapă-mă că plâng. Ok, deci nu l-am văzut nicăieri, nu știu care e faza, ai idee unde s-a dus sau cât e plecat? Trebuie să vină curând, ai grijă. Ok, ok, hai să ne focusăm să scoatem de aici. Eu oricum am venit pregătit, să știi, am mare armă aici în caz că vine sau ceva. Sunt pregătit să mă bat cu el sau ceva. Ok, gata, calmează-te. Cum te-a pus? Cum dezactivezi chestiile astea? N-am nicio idee. La calculator ce? Ah, la calculatorul ăsta în dreapta aici. Ok, deci spui că aici umbla. Ok, ok. Mamă, dar s-ar putea să fie mai complicat decât credeam, Ana. S-ar putea să fie puțin mai complicat că nu știu ce program a folosit aici. Ok, ce se aude? Ana, auzi și tu ce? Ok, auzi și eu ceva. Ok, cred că nu e de bine ce se întâmplă aici, Ana. Cred că nu e ok. Ok, cred că e timpul să mă fac micuț. Cred că e timpul să mă fac micuț. Nu știu ce se aude sau ce se întâmplă, dar mi-e foarte, foarte frică și cred că se apropie. Ce s-a întâmplat aici? Ok. Ok, deci e fix aici. E fix aici. Ana, nu te panica, eu nu exist aici, ok? Oh my god. Ok, ok, ok. Acum. Hai să te văd. Hai. Ok, încă sunt micuț. Deci acum ar trebui nici să nu mă audă, nici să nu mă vadă, nu? Ana, ce s-a întâmplat? Oh my god, uită-te la el, frate. Mama, mama, când pun mâna pe tine și încep să-l distrug, dar fiți atent că trebuie să-l iau așa încet. Mamă, s-a enervat, sparge pe aici. De ce nu zici nimic? Hai că e bine, nu-i spune nimic, nu-i spune nimic. Ok, ok. Mamă, are nervi pe el, ești nebun? Oh my god, dacă vine aici, e jale rău de tot. Stai să-mi pregătesc merele. Ok, hai mă să te văd dacă ești șmecher. Oh my god, nu cred. Oh my god. Oh, 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 ok, ok, ok.
Da, nu știu ce să spun fraților de situația asta. Știi ceva? Cred că mă bag pe el acum o niciodată să mă iau la bătaie oare? Oh my god, oh my god, ok, ok. Nu știu ce să zic. Deci momentan încă nu mă știe. Dau cu racheta. Oh my god. Ok, o amenință pe Ana. Cred că a venit momentul. Cred că a venit momentul că mi-e frică să nu-i facă ceva. Ok, ok, nu, nu, nu. Ok, bag un golden apple din ăsta enchantat. Ok, ok. Hai mă să te văd. Nu vrei mă să te iei de cineva pe mărimea ta, fraiere? Ce dai mă, Nana? De ce faci toate chestiile astea? Pleacă mă de aici. Uite, l-am băgat și în lavă. Hai mă, dă-o cu mine, fraiere. Pleacă de acolo. Vino cu arce și dă-o bărbat la bărbat dacă ești șmecher. Hai. Hai să te văd, hai să te văd. Deci am venit pregătit. Oh my god, ce mi-aruncă, mă? Ok, ok. Dă-o cu mine dacă ești așa bun. Aha. Stai acolo, ok, o să mă întorc și după Ana, nu o să-i facă rău lui Ana. Deci știu că nu o să-i facă rău. Hai mă, vino încoace sus dacă ești mecher. Vino încoace. Oh my god, are mare bazucă, ești nebun. Mamă, stai așa că mi-am dat singur cu asta. Ok. Mamă, nu mai aud nimic, nu știu ce se întâmplă. L-am prins bine aici, l-am prins bine. Ok, ok. Hai mă, fraiere. Hai, hai să. Bă, dar nu știu damage, ești nebun. Oh my god. Bă, dar asta când s-a făcut, frate, atât de mare. Oh my god. Bă, what? Poate și el se facă mare, mă? Poate să-și schimbe mărimea? Oh my god. Ok, mi-a prins-o bine pe asta. Haide să te văd. Hai mă, dă-o cu mine, dar de ce ai avut din totdeauna ceva cu mine și de ce faci toate chestiile astea? Nu înțeleg. Ce o să faci? Ce o să fac? Păi, o să spun capă, nebunule. Vino cu aceana, este doar a mea, auzi ce spune. Hai mă, uite-te și tu cum tragi. Vai de capul tău. Bă, dar nu poți să-l nimeresc, ești nebun. Deci e imens și efectiv are hitbox-ul prea. Oh my god. Oh my god. Ok, ok. De ce faci toate chestiile astea? Hai Luca, ce o să faci? Spune ce o să faci. Auzi ce? Mamă, de ce tot arunci în mine? Oh my god. Ok, ok, ok. Hai mă, dă-o cu mine. Uite-te câte mere are, bro. Nici nu știu dacă am ce să-i fac, sincer. Chiar nu știu. Hai mă, vino încoace. Bă, deci ești de 1000 de ori mai mare decât mine, ești nebun. Vino încoace. Ia uite ce mănâncă la mere. Vino mă încoace, robotul care mănâncă mere, a? Oh my god. Ok, ok. Mi-a dat o pastă de masparte, ești nebun. Ok, ne retragem. Bă, nu știu că am ce să-i fac, frate. Dita mai robotul. Oh my god, ok. Poate asta n-a fost un plan atât de bun. Poate ar trebui să mai fug un pic, că mi-e cam frică. Oh my god, uite-te și tu. Bă, e și imens, frate. Uite-te. Oh my god, ok. Ok, nu e o idee bună ce se întâmplă aici. Nu prea e ok. Oh my god, sunt super, super low. Hai mă, frate. Bă, dar de ce nu vrei să fim ok? Nu înțeleg, puteam să fim ok, efectiv. Și tu alegi să faci toate nebuniile astea. De ce alegi să fii nașpa? Ana e a mea. Oh my god. Ok, deci o țipă chestia asta. Bine, frate, hai. Vrei să fii a ta? Hai că îți dau eu Ana acum. Oh my god, hai că am mai căzut și pe aici. Îmi dă cu poțiune din aia de damage. Ce are, bă, robotul ăsta? Are și poțiune la el. Oh my god. Ok, ok, ok. Am înțeles, da. Am înțeles, bun. Ok. Oh my god, nu mai înțeleg nimic, ești nebun și nu pot să-i dau damage. Efectiv, nu pot să-i dau damage. Vino mă încoace, hai. Hai, dacă ești mecher, nu ai cum. Ok, vino încoace. Bandi, da, gata, pe bune, oprește-te, o să ne batem până la infinit așa. Crezi? Ce cred? Unde ești, mă? Ia uite-l. Că dacă sunt mare, nu te văd. Ok, ok. Bă, hai să rezolvăm cumva. Sunt sigur că putem rezolva cumva chestia asta fără să trebuiască să ne omorăm pe aici. Pe bune, acum fără niciun mișto. Sunt destul de sigur că ești un robot rezonabil, ok? Putem, știu eu cum. Oh my god, ok, nu-mi place cum rezolvi tu chestiile. Ok, gata, potolește-te, stai, oprește-te, nu mai trage acolo. Gata, hai să rezolvăm problemele noastre între noi doi și nu mai băga pana în toate chestiile astea. Ce părere? Oh my god. Bă, bune, oprește-te. Bă, ce faci că îți distrugi efectiv singur baza în secunda asta? N-are niciun sens. Ia uite-l, mă, s-a făcut iar. Hai mă, te-ai făcut iar de mărimea mea. Ce tot faci? Cum vrei să ne rezolvăm problemele așa? Că eu nu prea văd că rezolvăm nicio problemă. Ce faci? Oh my god, se duce la Ana. Se duce la Ana, se duce la Ana. Bă, potolește-te. Deci hai să ne rezolvăm singur problemele. Nu băga pana în chestia asta că oh my god. Ok. Ce tot faci? Ce face, mă, ăsta e nebun la cap? Dacă te apropii, trag. Ok, da, pot să zic că nu sunt într-o situație prea convenabilă. Ok, ok, spune-mi cum vrei să rezolvăm asta. Oh my god, nici nu pot să mă apropii. Să ieși de pe server, hai că ies de pe server. Pleacă-mă de aici, mamă, ce bine l-am prins aici. Oh my god, nu o să ieși de pe server. De ce să ieși de pe server? Sau o să ai de suferit și tu și Ana? De ce îi face rău? Nu trage în ea, nu trage în ea. De ce îi face rău Ani? Efectiv, parcă o iubeai pe Ana. Ce tot faci? Oh my god. Bă, potolește-te, hai să rezolvăm cumva. Andy, ești doar un robot, ok? Ești doar un robot. Ani nu o să-i placă de tine niciodată, pe bune, pentru că ești doar un robot, ok? Trebuie să te obișnuiești, lasă-mă în pace. Trebuie să te obișnuiești cu chestia asta. Nu mai trage, stai acolo. Deci vorbesc serios, hai să rezolvăm altfel chestia asta. O să-ți facem și ție o iubită robot. Nu vrei o iubită robot? Uite, o să vorbim și o să-ți facem rost de o iubită robot, pe bune. O să-ți facem, ieși acum, nu. Eu vreau pe Ana. Ok, o să-ți facem o Ana robot. Doar lasă-o în pace să plece, fără niciun mișto. Gata, lasă chestia aia. Ne-am bătut destul, pe bune, potolește-te. Deci fără oh my god, iar începe să bubuie pai. Doamne, ce a făcut nebunul aici și încă trage după mine. Bă, potolește-te, pe bune.
bune. Oh my god, nu mai am nici mere. Ok, Andy, hai să vorbim puțin despre chestia asta. Ce părere ai? Nu vrei să discutăm un pic? Uite, îți distrugi baza, omule, îți distrugi singur baza. Ok, gata, nu o să ieși de pe server. E serverul meu și al Anei și suntem de foarte mult timp pe serverul ăsta. Te rog frumos, te potolești. Hai să găsim o cale de mijloc. Ok, ori o să sufer rău, nu vreau să te mai văd. Ok, nu o să mă vezi. Ok, nu o să mă vezi. Poți să te joci pe server, să nu te joci pe lumea noastră, gen cu noi pe în oraș. Ok, poți să faci chestia asta și să te joci cu Ana din când în când și să mă ignori pe mine. Nu trebuie să faci toate nebuniile astea. Pe bune, gata, potolește-te, nu există așa ceva. Oh my god, ok, nu cred că n-am cu cine să mă înțeleg efectiv. Dar nu-i face rău Anei, pe bune. Deci potolește-te și nu-i face rău Anei. Vorbesc serios. Oh my god, ok. Ok, Andy, hai să vorbim ca doi oameni, ca un om și un robot liniștit, ok? Am ținta pe tine și nu vreau să trag. Deci chiar nu vreau să trag, fără niciun mișto. Dacă ai observat, nu am tras atât de rău pe tine pentru că nu vreau să te omor. Închide ochii și așteaptă. Oh my god, ce spui mă Anei acolo? Bă, las-o pe Ana. Oh my god. Ok, deci te rog frumos, nu te apropia de Ana. Deci nu te apropia de Ana. Andy, gata, fără niciun mișto, nu vrei să-i faci rău Anei. O iubești pe Ana, ai uitat? Spune-mi ce vrei la schimb ca să facem să fie bine. Chiar putem să facem să fie bine și să nu fie nimeni rănit. Acum fără niciun mișto. Hai să ne înțelegem, te rog frumos. Am ținta pe tine și nu vreau să trag, Andy. Nu vreau să trag. Vreau să pleci, să rămână Ana doar pentru mine. Hai să o întrebăm și pe Ana ce părere are de asta. Nu vrei să o întrebăm pe Ana? Nu. Eu sunt programat să o iubesc pe Ana. Nu o întreb deloc. Hai. Nu, deci vorbesc serios, Andy. Hai să o întrebăm și ce. Dacă o iubești pe Ana, ar trebui să spese ce vrea și ea, nu? Pleacă de aici. Pleacă, mă, că nu poți să dai cu racheta pe aici. Deci hai să o întrebăm și pe Ana ce părere. Ea vrea să fie cu tine. Nu știu dacă vrea să fie cu tine. Asta e problema, Andy. Că mie nu mi-a spus niciodată că vrea să fie cu tine. Gen, dacă nu vrea, o forțez să fie. Păi, dar nu merge așa. Știi că nu poți să faci chestia asta. Pleacă de aici, urâtul. Nu te mai uita la mine. Oh my god, și lava aici. Ok, asta e o problemă. Ne dăm în spate. Andy, deci dacă în secunda asta nu vii să vorbim normal, promit că încep să trag ca lumea rău de tot. Deci fără niciun mișto. Nu, stai acolo. Deci promit, Andy, promit că eu nu mă mai joc deja. Mi-am scos mai. Oh my god, nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu cred asta, bro. Oh my god. Ok, nu e bine. Chestia asta nu e bine. Gata, s-a terminat de tot. Nu, trebuie să mă duc de urgență să văd ce se întâmplă. Deci nu pot să las singur cu Ana. Nu mai e ce face. Ok, asta e super nașpa. E oribil de nașpa ce se întâmplă în secunda asta. Spune-i papa Anei, auzi ce îmi spune. Oh my god. Vino mă încoace. Hai că nu. Oh my god, aud bubuiel, nu e bine. Nu pot să cred. Știi ce armură nu mai am, bro? Asta o să fie interesant. Nu știu. Oh, Leon, ce naiba se aude în pușcături? Ok, bubuiel și pușcător. N-are cum să fie bine, dar n-am de ales. Eu mă duc așa și cu armură și fără. Unde e intrarea, bro? Unde era? Păi, oh my god. Oh my god, sper să fie tot ok. Băi, deci sper că nu te-ai apropiat de Ana. Deci Andy, fără niciun mișto, sper că nu, n-ai glume cu Ana. Ce-ai făcut, mă, aici? Bubui tot? Oh my god, ce? Prea târziu? Cum adică prea târziu? Cum adică prea târziu? Stai acolo, stai. Ok, am luat și eu puțin din armură, dar nu prea e bine. Ok, Andy, stop. Ei făcut ceva Anei? Spune-mi în secunda asta că ai făcut ceva Anei. Spune-mi în secunda asta. Stai acolo în lavă, ești nebun. Unde e Ana? Unde e Ana? Ce se? Oh my god, unde e Ana? Andy, unde e Ana? Ce? Nu pot să cred așa ceva. Andy, unde e Ana? Răspunde-mi la întrebare, unde e Ana? Nu o să scapi, spune-mi unde e Ana. Lasă vrăjeala că ești în lavă. Oh my god, sunt și eu în lavă. Nu cred. Bă, nu cred așa ceva. Ok, înainte de orice, Andy, vreau să-mi promiți că Ana este în viață. Stai un pic, potolește-te. Suntem doar noi doi, să te văd ce faci. Ana este în viață, da sau nu? Este, promiți că nu i-ai făcut niciun rău, deci fără niciun mișto. Bă, dacă ai făcut vreun rău, bă, o să te găsesc pe toate serverele și oriunde o să fii tu, dar nu o să mai fii tu, gata, ăsta este sfârșitul. Două secunde dacă se poate să vorbim ceva. Nu prea-mi place ce se întâmplă aici, nu prea-mi place, sunt într-un loc foarte, foarte incomod. Ok, hai să luăm asta. Hai să te văd, Andy. Vino încoace și hai să o dăm. Dacă zici că suntem doar noi doi, hai să o dăm ca între bărbați. Nu este nimic de vorbit, bine. Hai să o dăm dacă ești șmecher. Hai să te văd. Hai, vino încoace. Ok, nu mai vede nimic, nu mai știe nimic din ce se întâmplă. Ok. Mamă, ce l-am prins, nu cred. Hai, vino încoace, fraiere. 3, 5. Oh my god, iar s-a făcut mare. Nu cred așa ceva. Ok, vino. Nu pot să cred. Oh my god, nu mai am nici gloanțe. Nu cred așa ceva. What? Ce să? Deci efectiv nu mai aveam niciun glonț în inventar. Deci efectiv nu mai pot să mai trag. Nu mai aveam niciun glonț în inventar. Eram într-o inimă și a dat lift de pe server. What? Stai, ce s-a întâmplat? Nu, acum chiar am rămas prost. Efectiv nu înțeleg nimic. Bro, ce-a fost chestia asta? Că efectiv, what? Hackerul cu plăcere și a ieșit din joc. Bro, nu cred. Deci fix în ultima secundă i-a dat hackerul ban. What? Deci chiar cream că am pierdut lupta, ești nebun? Doamne,
Bă, deci efectiv am avut chestii mult, mult mai proaste decât el. Wow, nu pot să cred că noroc am avut. Bă, și ce s-a întâmplat cu Ana totuși? Deși că a pus-o într-un loc foarte sigur și nu înțeleg, deci n-a mai rămas nimic, frate, din toată baza asta lui, ești nebun. Oh my god, ăsta e sfârșitul? Gata? Și-a luat bani, efectiv nu o să mai fie? Am scăpat de Andy odată pentru totdeauna oare? Și ce a fost tot locul ăsta, bro? Deci eu nu înțeleg când a avut timp să facă toate nebuniile astea. Deci, Doamne ferește, uite-te și tu unde o ținea pe Ana, bro. Deci, efectiv nu înțeleg acum unde e Ana. Unde a pus-o? A pus-o acolo unde avea el baza oare? Unde stătea el? Nici măcar n-a mai rămas nimic din locul ăsta, lol. What? Nu înțeleg, efectiv. Unde e Ana, frate? Dacă a murit și nu mai e și a zis că a pus-o undeva. Deci, efectiv, nu știu, nu pot să procesez situația. Unde e, frate, Ana? Băi, fraților, deci eu chiar nu înțeleg unde e Ana, efectiv. Deci, Ana, ești aici? Efectiv, nu știu unde e Ana. Am întrebat-o și mai devreme, am întrebat-o și acum nu-mi răspunde nicăieri pe chat, bro. Efectiv, bă, să nu fi pățit ceva, să-i fi dat bani sau ceva, adică a putut să-mi dea mie kick totuși, dacă a făcut ceva să nu mai poată să intre Ana pe server sau ceva. Doamne ferește, deci efectiv, ce se întâmplă, bro? A dispărut Ana așa dintr-o dată? What? Deci, băi, chiar mi-e frică, efectiv, nu știu unde e Ana, adică nu mi-a mai dat niciun semn. A dispărut atunci după ce m-a omorât și n-am mai văzut-o nicăieri, bro. Sper să fie măcar pe aici, prin oraș, să se fie respawnat undeva. Dacă i-a făcut vreo chestie de genul cum i-a făcut mie, de nu mai aveam niciun item când a murit. Acum văd că mi-am păstrat itemele când m-au omorât. Dar prima oară când m-au omorât, nu mai aveam iteme. Și dacă a făcut ceva și a omorât și a luat bani pe server sau ceva de genul. Deci efectiv nu înțeleg. Și nicăieri Ana, nicăieri nici prin oraș pe aici, bro. Nu pot să cred. La teleportator pe aici pe undeva. Oh my god. Deci nu îmi spune că Ana nu mai e pe server, că nebunesc efectiv. La mine acasă nimic. Ok, bă, deci dacă nu e la ea acasă, chiar o să nebunesc efectiv. Nu știu unde pot să o mai găsesc. Dacă nici pe cea nu răspunde. Ok, momentul adevărului, te rog, te rog, te implor, fii aici, te rog, te rog. Ok, hai să vedem. Ana, oh my god, nu pot să cred, nu pot să cred. Bă, Ana, bă, Ana, ești în viață, nu pot să cred. Uite-te la mine, ce faci? Hai că te uiți la mine. Ana, ce faci? Uite, sunt eu, sunt prietenul tău, am reușit, l-am bătut pe ăsta, am făcut bine. Bă, ce faci? De ce e supărată? Ce s-a întâmplat? Hai, mă, Ana, nu pot să... Ana, ești ok? Ce s-a întâmplat? Nu mai pot. Hai, bă, Ana, gata, a trecut. Deci, efectiv, n-ai văzut că l-a banat hackerul, gata, nu mai e pe server, am scăpat de tot. Hai, bă, gata. E ok, nu mai este aici, totul este ok, Ana. Deci îmi vine să plâng rău de tot. Bă, Ana, ok, calmează-te. Știu că este traumatizant ce s-a întâmplat, dar a trecut, gata, l-am omorât. Îți mulțumesc mult, Luca, dar de ce? De ce fix eu? Pentru că, nu știu cum să spun, Ana, să nu fiu rău, dar pentru că tu ești aia care comandă iubiți de pe internet, gen, cred că e o chestie să te înveți minte, dar e ok, Ana, e ok, sunt aici, ok, uită-te la mine, gata, nu trebuie să fii tristă, suntem acum ok, totul e ok, l-am omorât, numai, bine, nu l-am omorât, era să mă omoare, ce-i drept, și de data asta pe bune, că nu mai aveam nici glanțe, nu mai aveam nimic, dar... efectiv, gândește-te că eram în ultima secundă, nu mai aveam viață, nu mai aveam gloanțe și efectiv în ultima secundă și-a luat ban de pe server de la hackerul. N-ai văzut pe chat că efectiv și-a luat ban? Nu știu ce s-a întâmplat, cum te-a dus pe tine sau unde ai fost tu, că efectiv nu te-am mai văzut în cușca aia, dar a trecut, gata. Totul e bine, Ana, nu mai trebuie să mai plângi, nu te mai simți prost, gata. E totul 100% sigur despre ce vorbim, gata, și-a luat bani. O să vorbesc că am rămas traumatizată, bă, nu trebuie, Ana, nu, lasă prostiile astea, uite, o să mergem și notăm puțin, uite că îți place să noți, mâncăm și noi ceva dulce și șmecher, cum îți place ție, o ciocolată. Nu pot să cred ce am văzut, a fost ireal, împușcături, bubuieli, hai, bă, Ana, că ești tu așa, că nu te-ai mai jucat de mult, dar și înainte ne-am mai împușcat noi și am făcut chestii, hai că ești obișnuită cu astea, nu mai vreau, hai, bă, Ana, lasă vrăjeala. Că acum a trecut, știu că a fost nașpa, că na, ăsta era, dar te împușca pe tine, Luca. Păi și tu mă împușcai pe mine acum câteva sezoane, despre ce vorbim? Păi da, dar eu sunt eu, adică tu ai voie să tragi mine, dar altul n-are voie să mă împuște. Oricum erau făcături de arme. Oh my god, hai bă, Ana, că e ok, ok, gata. Da, știu, am înțeles, a avut d-alea bubuiel, s-au întâmplat multe chestii. E ok, Ana, gata, a trecut. Totul este bine, mergem, facem un grătar frumos, facem ceva. Nu trebuie să te mai simți prost, o să te fac să te simți mai bine, Ana, da? Mergem, facem, nu știu, mergem la mare, notăm. Mi-a aruncat și colierul tot, bă, e ok. O să rezolvăm și îți luăm alt colier, ok? Hackerul o să înțeleagă, o să ne ajute. Gata, calmează-te, Ana. Nu trebuie, este prea greu. Ai, bă, că exagerezi. Mi-a luat ciocolata și toate pozele.
Lasă bana că facem alte poze. Am pierdut tot. Auzi, băi, am pierdut tot, că am pierdut niște poze și niște ciocolată. Hai, bana, lasă vrăjala. Facem rost de altele. Fii atent, Ana, deci promit că vorbesc. Hai să facem poze. Ok, o să începem să facem iar poze. Gata, calmează-te. Vorbim cu hackerul, ne ajută cu colierul, îți dă înapoi colierul, toate chestiile astea. Nu-ți mai faci atâtea griji și nu te mai simți atât de prost, că nu s-a întâmplat nimic, ok? A fost doar așa o mică bătaie, ne-am zgâriat și noi așa puțin. Hai că nu mă omor de 3 ori dacă e. Nu contează, dar acum a trecut Ana, totul e bine și sigur am scăpat de el. Bă, tot e bine, Ana. Și a luat bani, am vorbit cu hackerul, bine. Mi-a zis doar cu plăcere, dar nu cred că o să-l mai vedem. Nu cred că mai are cum. Cred că și-a luat bani. Adică o să mă duc și vorbesc chiar acum cu hackerul, ok? Ia uite, bă, s-a pus să facă cartofi prăjiți. Ana, chiar crezi că e momentul de cartofi prăjiți? Hai să mâncăm. Crezi că e momentul de cartofi prăjiți acum? Mâncarea mă face să fiu mai bine. Doar taci și gătește tu, Doamne ferește. Bine, bă, Ana, hai că tac și gătesc. Uite și tu ce am în inventar aici, că nici nu mai înțeleg ce am aici. Oh my god. Știi că îmi place mâncarea, da, Ana, știu că îți place. Nu, nici măcar spatula, ne-a luat și spatula, mă, ăsta ce a făcut? Haide, trebuie să vorbim cu hackerul, că nu mai avem spatulă să întoarcem. Ia uite, bă, l-a luat și Părex. Hai, adu-l și Părex și hai să facem cină în familie acum. Totul e bine când se termină cu bine, Ana. Hai că facem aici, uite, îl punem aici lângă grătar să mănânce tot. Cam familie, yay, da, toată lumea e fericită. Ia uite, bă. Bă, îmi trebuie o spatulă, Ana, că nu pot să-i întorc pe ăștia și ne-a furat ăsta spatula. Mă duc eu să iau din casă. Cum adică să-i... Bă, m-am uitat în chesturile tale și nu mai era nimic. Cum adică să-i... Nimic nu faci? Cum adică mai ai o spatulă pe undeva? Ce faci, mă, o cauți în microunde? Mă, tu mă... What? Tu ai mereu o spatulă într-un sertar acolo ca să pregătești pentru grătari? Ia uite-mă pe Ana, Doamne ferește. Ok, Ana, hai, dă-mi coace că-ți fac eu grătarul. Tu pune-te jos că ai rămas cu traume, ești supărată. Hai că mă duc să-ți fac cartofii. Deci mă ocup eu de cartofi, doar iau un loc, Ana. Mă ocup eu de cartofi și mă duc la magazin și-ți iau și niște dulciuri. E bine așa? E tot ok, hai cu mâncărica. Gata, uite că ți-am făcut aici, s-au făcut niște cartofi. Vreau și suc, să-mi iei suc, gata, ți-iau și suc, Ana, stai liniștită. Vino încoace că ți-am făcut cartofi. Ia uite că spune. Bă, Ana, sincer, mi-a fost dor de tine. Chiar ar trebui să se mai întâmple hackeri, roboți care vin și ne distrug serverul mai des, cred că. Mai vreau că m-a ținut fără mâncare, mi-a aruncat apă pe mine și atât. Auzi și... Doamne, așa te ținea robotul? Gata, Ana, hai că-ți fac acum niște cartofi, de n-ai mai văzut așa. Era un ciudat. Lasă, Ana, e bine că s-a terminat totul cu bine. Ți-a fost dor de mine? Taci, bă, du-te de aici. Oh my god, am dat Rex. Oh my god, sare Rex pe mine. Nu, lasă-mă pace. Bă, lăsați-mă.